Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivenise. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul ziditorule, odihne, Doamne, și sufletelor adormiților, robilor tăi. Spre tine mergești așa pus, spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În tine zici limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, o credincioșilor mântuire. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută spre robii tăi, că poruncile tale nu le-am uitat, numele tău, aleluia. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidia ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mi pe mine iarăși cetățeana raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi, și așa în rai, unde cele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. În adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Vă
ești Părinte fără de început. Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu, cu cruz pe mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine. Născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia. Aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu. Mare mila ta, rugăune ți auză-ne și miluiește-ne. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu, cătuitori, slujitori ai sunt locașului acestuia. Încă ne rugăm și pentru robii Dumnezeu, preotul Vasile, preotul Ioniță Ștefol, preoții Antonii, Dumitrașcu, Vasile Ștefol, preotul Constantin Ștefol, preotul Ion Dospinescu, prezbitera Maria, preotul Gheorghe Dospinescu, prezbitera Frăsâna, preotul Gheorghe Apostol, preotul Vasile Șova, ieromonahul Eusebiu Filimon, preotul Gheorghe Mihailescu, preotul Ioan Goagă, preotul Ioan Mazilu, prezbitera Victoria, prezbitera Elena, diaconii Vasile, Elisei, Simeon și Nastase, cantorii Ioan Antoni, Vasile Iordache Mârza, Ioan Antoni, Ioan Cotumbanu, Ioan Nicu Spiridone. Adormiți Dumnezeu Costache, Antoniancu Costache, Dumitru Ioan, Zulnia, Agripina, Maria Alexandrina, Maria Sultana Profira, Constantin Virginia, Petri Profira, Alexandrina cu tot neamul lor cel adormit. Adormiți robile Dumnezeu, Alina, preotul Ghice, prezbitera Eufrosina, preotul Ioan, prezbitera Maria, preotul Ioan Goagă, prezbitera Elena, preotul Ioan Mazielu, prezbitera Victoria, Mircea, Despina, Panaite, Beatriz, Antoneta, Virgil, Alexandru, Vasile, Costel, Doina, Georgiana, Victor, Octavian, Ovidiu, Alexandru, Costel, Anica, Ileana, Ioan, Mândicea, cu tot neamul lor cel adormit. Încă ne rugăm și pentru Dumnezeu, cantorii Ioane, Caterina, preotul Matic, Cristiana, preotul Ioan, prezbitera Elena, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să ne se iertă noare toată greșeala cea de voie și cea de bune. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Doamne, Dumnezeu, să așezi sufletele lor
nedrept ți se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș, ale preoților, ctitorilor, cantorilor, cu tot neamul lor celor adormiți și a celor care astăzi s-au pomenit cu tot neamul lor. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală a săvârșit ei, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu cel și acum și-a zis cumnata pe om, noi pământeni, pământ suntem zidiți într-o același pământ vom merge. Precum ai zis, pământ ești, pământ vei merge, toți pământenii mergem, păcând tăinuri deasupra cu zgropi cântare. Aleluia, aleluia, aleluia! Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o, să o slăvim. Și Dumnezeu a vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putea să căuta oștile îngerești. Iar prin tine prea curată s-ar dat oamenilor cuvântul întrupat, pe care le slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te ferici. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Măreție, Doamne, măreție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care
m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și a dat lui putere ca să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ce de plăitezi de pe omițelele și întocmiindu-L după chipul și asemănarea Ta, L-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstă făptură cerească, spre mărăția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era împărăcit, pentru care o Tată să nu fie fără de moarte, nenebre de oameni ca Dumnezeul părinților noștri, ai poruncit amestecul și împărăle acestea și aceste necrăite legătura Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, să se desfacă, să risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat pe oștea scâmpire, iar trupul să se desfacă celui care a fost îngăduit. Pentru aceasta, ție ne rugăm, Părintele cel făcut și unea născut Fiul Tău și Preasfântului de o viață și de viață făcătorul Tău, să nu îngăduie că furtura Ta să fie înțelepciune și trupul să se desfacă celui care a fost îngăduit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată, iubirea de oameni cea nesemănată de-al căzit robii Tăi, astăzi pomniți preoți, diaconi, cantori și robii Tăi cu tot neamul lor, sub blestemul Tatălor, al Maicii lor, de-a pe vreun preot al lor legătură deslegat de-a căzit în grea purisane, din nepăsare sau din lenevie, n-au dumit iertare. Iartă-i pe aceștia prin noi, păcătoși nevrednici Tăi slujitori. Dumnezeu Sfânt! Trupurile lor le desleagă în cele care au fost alcătuite, sufletele lor le îndurește în corpurile Sfinților Tăi. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfântul Tău ucenic și apostol această putere, ca să dea iertare păcate, zicând, oricât de veți lega pe pământ să fie legate și în cer, și oricât de veți deslega pe pământ să fie deslegate și în cer. Din iubirea Ta, Doamne, dărită această putere, desleagă, Doamne, pe adormiții robii Tăi pomeniți, de tot păcatul sufletesc și strupesc, să fie iertat în veacul de acum și ceva să fie. Cu rugăciune preacurate și cu repeciorii Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Vierea Ta cea de-a treia zi cu harul Tău le dorei puterea de lega și de dezlega păcatele oamenilor,
ca să fie legate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicii slujitorii tăi, să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunule împărate, prin noi smeriți și nevrednicii slujitorii tăi, iartă robilor tăi, slujitori, preoți, diaconi, cantori, ptitori, ai sfânt locașul acestuia, orice au greșit ca niște oameni în această viață, și le iartă toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși din mânie tot în altă pricină s-au legat pe sine, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac o bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și preamărit ești în veci. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucinte Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor tăi, pe care astăzi i-am pomenit, cei mutați de la noi, în corturile dreptilor se așeze. Amin. În sânurile lui Avram se odihnească. Amin. Împreună cu drepții se numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru fericita dormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul lui adormiților, robilor Dumnezeu, slujitori, preoți, diaconi, cantori, a robilor Dumnezeu, ctitori, astăzi pomniți-o neamul lor, din neam în neam, din veac în veac. Fule, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire! Dumnezeu să odihnească cu drepți, iar pe noi pe toți să numească, să numească ca un îmbunăl și de oameni mitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Iată, iubiții noștri, am început momentul din seara aceasta cu parastas în memoria ctitorilor și a slujitorilor sunt locașului acestuia, de la a cărui temeiere se împlinesc cei 200 de ani pe care îi amintim în seara aceasta. Ne-am gândit să începem cu acest gând de recunoștință și cu o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru cei care în viața lor, la momentul potrivit, au ridicat acest sfânt locaș și apoi pentru toți cei care au slujit în sfânt locașul acesta, vreme de 200 de ani de când este atestat monumentul nostru istoric,
vreme de 300 de ani de când satul acesta se află în actuala Savatră și probabil ne gândim și la cei veniți de pe coasta Bereștilor, de acolo unde, de unde au venit bereștenii, preoți vrednici pe care în seara aceasta i-am pomenit. Am înălțat rugăciuni la Dumnezeu ca sufletele lor să fie în corturile drepților, în sânul lui Avram și să mijlocească acolo, de ce nu, împreună cu Sfinții, mântuirea noastră. Momentul după împărțirea darurilor acestor aici, vom continua în Sfânta Biserică, unde va fi momentul lansării cărții Domnului Cosma. Cam acesta este programul. Vă rugăm să împărțiți și apoi vă așteptăm în Sfântul Ocaz, în Biserică. Vă spunem din nou bună seara, bine ați venit la simpozionul nostru 200 de ani de credință, istorie, tradiție la Berești Azlău. Noi în seara aceasta suntem atât gazde cât și destinatarii acestui eveniment, lansarea cărții Domnului Cosma, monografia Bisericii Sfântul Nicolae și Sfântul Dimitrie, Berești Azlău, județul Bacău, la 200 de ani, 1819-2019. Anul acesta îl consider un an providențial pentru noi, din câteva motive, și anume că anul acesta, așa cum știți, este anul dedicat de biserică satului românesc. Dar tot anul acesta, pentru noi bereștenii, este un moment deosebit prin faptul că se împlinesc 200 de ani de când este atestat acest monument istoric, Biserica Sfântul Nicolae și Sfântul Dimitrie. Anul 1819 a fost, nu este doar o simplă convenție și, sau o simplă indicație pe care o găsim pe icoana hramului aici în partea stângă a catapetezmei, icoana Sfântului Nicolae, iar de desubt găsim anul 1819. Atât din ceea ce ne-a lăsat Părintele Ioan Goagă, din ceea ce s-a umblat și s-a descoperit, să spunem, în arhive, și Domnul Cosma trage ca și concluzie că anul 1819 este un an de fapt al construcției acestui monument. Și lucrul acesta îl considerăm providențial prin faptul că anul satului românesc pentru noi are o semnificație aparte, și anume că noi celebrăm cei 200 de ani în biserica aceasta, monument istoric. De asemenea, suntem recunoscători și pentru faptul că am capacitat pe domnul Cosma la o nouă lucrare, după ce el a scris monografia Comunei Berești, satului Berești Azlău, a satului Turbianu din apropiere, a satului Tescan. Iată, acum el dânsul este la cea de-a șasea lucrare. A doua, aș spune, împreună cu noi, pentru că am lucrat și monografia satului Turbianu împreună și mă consider nu neapărat, o spun nu ca cumva ca și coautor, ci mă consider și dânsul, de asemenea, a spus lucrul acesta, un fel de autor moral, să spunem, al celor două monografii. Monografia aceasta, 200 de ani de Biserică Sfântul Nicolae, aduce multe în atenția dumneavoastră. O să-i lăsăm pe invitat, distinșii noștri invitați din seara aceasta, să vă vorbească despre ea.
Invitații sunt ai domnului Cosma, este vorba despre profesorul universitar, domnul Ioan Danila, domnul Cornel Galben, domnul Petru Boie, doamna Mariana Moțet și alții care veți dori să vorbiți și să vorbiți despre această lucrare sau ce au însemnat pentru dumneavoastră anii în biserica din satul acesta Bereș-Tazlău. Așa, pentru început să dau cuvântul și domnului primar, care este alături de noi, pentru a spune și el câteva cuvinte fiind de la acest moment. Da. În primul rând, bine ați venit. Sunteți niște oaspeți deosebiți pentru comuna noastră, într-un moment deosebit al comunei și mai ales al satului Bereș-Tazlău. Este o încântare să vezi în zilele noastre, astea care sunt atât de ciupite de alte evenimente neplăcute, să vedem că ne putem întâlni în jurul unei mese rotunde, chiar dacă e mai micuță, să ne întâlnim și să parcurgem file de istorie care sunt odată scrise de cei care sunt dotați cu darul scrisului, dar și de noi care reușim să ne reamintim, sau să ne amintim, de fapt, de cei care, mă uitam afară, cum în jurul acestei biserici este ca un prim lanț al titorilor care de acolo ne vechează și ne urmăresc, eu sunt convins, cu foarte mare grijă, iar tot concentric alte și alte morminte a oamenilor de rând, care parcă s-au adunat în jurul preoților și în jurul celor care au știut să țină spiritual aceste meleaguri. Este încărcat de emoție un astfel de moment și în același timp zic eu că ele, momentele astea ar trebui amplificate și ca o undă de șoc dusă și în celelalte locuri ale comunei noastre și nu numai. Este foarte important și de fiecare dată am ținut să mulțumesc cadrelor didactice că sunt alături și la astfel de evenimente, pentru că prin intermediul lor și intermediul preoților reușim să transmitem sentimente și reușim să transmitem lucrurile frumoase. Este dătător de speranță faptul că oamenii, iată, sunt tot timpul alături de biserică și parcă din ce în ce mai mult. Mă uitam și la tabăra de vară care a fost susținută acum vreo două săptămâni de către preoții din cercul pastoral care îi apropie pe toți preoții din comună, unde au participat în jur de 200 de elevi și în care am văzut niște activități extraordinar de frumoase, activități în care, într-adevăr, erau pline de suflet. Lăsând deoparte tabletele și Facebook-ul, acești copii au reușit, cu ajutorul preoților și a profesorilor, să parcurgă o săptămână de calitate sufletească. Nu mă întind prea mult la vorbă, pentru că eroul principal al acestei serii este domnul Ioan Cosma, care să-i mulțumesc în numele Consiliului Local și al Primăriei Bereș-Tazlău pentru, zic, efort, pentru că nu e bine spus, și pentru aplecarea cu care a reușit să ne capaciteze până la urmă, pentru că la început era foarte sceptic din punctul dânsului de vedere că toată lumea reușea să participe la o astfel de creație. Că este o creație. Peste câtva timp o să ne dăm seama că, de fapt, aceste cărți ne aduc aminte de înaintașii noștri și ne aduc aminte de ce înseamnă valoarea de aceste meleaguri. Țin să vă mulțumesc și să vă urez să aveți în continuare de comunităților, celor de comunități și, în același timp, o monografie completă a Comunei Bereș-Tazlău,
la care cu cea mai mare sinceritate vă invit și vă acord tot sprijinul. Doamne ajută! Să vorbesc un pic mai tare și ca să continui cu mulțumirile, în primul rând vreau să mulțumesc, ca să nu uit la sfârșit, domnului profesor Dănilă. Îi spuneam și adineori, m-a însoțit și la Tescani, exact acum 10 ani, numai că în luna iulie, când am prezentat monografia satului Tescani. Eu începând de vreo 12-13 ani să potrobui prin arhive, asta a fost prima carte, am început cu satul meu pentru că aveam informații și de la bătrânii satului și din ce alesesem eu, am zis că cel mai bine să mă critique consătenii mei dacă greșesc. Asta cu domnul Dănilă. Domnul Corneliu Galben, de asemenea îi mulțumesc foarte frumos că ne-a însoțit aici, m-a însoțit aici și a acceptat să vină din prima, cum se spune. Este un cunoscut scriitor băcăuan, are aproape 30 de cărți scrise, dar nu numai atât. Un reputat ziarist de la Deșteptarea îl numea, domnul Bălțătescu, dacă nu mă înșel, îl numea omul carte, omul cărții, omul cărților. Numai atât. Este un foarte apropiat și generos cu cei care mai scriu. Îi clasează, îi pune pe an de naștere, pe categorii, poezi, scriitori, continuă. Cine a mai citit volume de literatură de spre scriitorii și poeții băcăuani, profesorul Budău, în accepțiunea mea, dânsul este un continuator al dânsului, în sensul că cine este amator ne găsește, mă găsește, că nu sunt și eu acolo, dar ne găsește în biografiile celor descriși de dânsul. Încă o dată le mulțumesc frumos pentru participare. Eu nu o să povestesc în câteva minute cartea, dar o să insist asupra unor repere care au marcat istoria satului și bisericii noastre, care de-a lungul timpului s-au dovedit oarecum controversate, în sensul că, neprovăduindu-se istoria locului, a intervenit uitarea. Și pe măsură ce a trecut timpul, am început să tot aproximăm. Am aproximat anii din necunoaștere și nememorare, după aceea uitându-se. Domnul profesor Dănilă spunea la un moment dat că nu e suficient să avem istorie, să fim beneficiarii unei istorie a bisericii, a satului. Mai trebuie și oameni care din când în când să provăduiască istoria acelor locuri pentru a ne reîmprospăta cunoștințele despre trecutul istoric care ne onorează. Ne onorează pentru că suntem beneficiarii acestui patrimoniu și noi avem datoria să-l ducem mai departe. Dacă vrem să nu pierim. Eu am această aplecare către istoric și către trecutul zonei din care m-am născut, am plecat în lume și pentru faptul că am avut o ocupație în activitatea mea de peste 20 de ani, militar am fost, știu bereștenii, petrecută în Ardeal. 25 de ani aproape, petrecută la Cluj și la Baia Mare. Ei, în Ardeal există altă emulație, o altă efervescență pentru cunoașterea și transmiterea generațiilor viitoare a trecutului istoric. Românii din Ardeal au trăit vremuri mult mai crunte decât noi și noi le-am trăit, dar noi am știut să aplecăm capul și să mergem mai departe. Ardelenii n-au făcut chiar așa și datorită suferințelor pe care le-au îndurat, s-au învegheat și știu că uitarea trecutului duce la peire și atunci nu există sat unde să nu fie două, trei cadre didactice, preoții, să nu marșeze în cunoașterea trecutului, în readucerea aminte. Eu n-am făcut niciodată și n-am găsit, cât am umblat și pe la șantierile arheologice înainte, să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat, un lucru de altfel foarte frumos, în județul Bistrița. Am pus mâna pe piatră a unui drum către un castru militar de la 276. Deci, încă oamenii aia mai păstrează resturi de
unui drum, resturile unui drum care ducea la un castru militar de pe timpul romanilor. Și mai am și alte exemple. Am avut o activitate în care trebuia să merg în 13 județe din Ardea, de la Caraș, Severin, până la Satul Mare și Baia Mare. Fără excepție, sigur, cu mai multă fervoare, așa, în județe din astea, cu un trecut amestecat, mai cosmopolit, așa, cu multe naționalități. Dar, ca să numesc aici, Apusenii, cu Hunedoara, Alba, și chiar Harghita și Covasna. Și închei până să mă refer eu la reperele de care am amintit, tot o chestiune pe care vreau să o rețineți, fără să condamn pe nimeni, dar un aspect pe care și domnii invitați o să mă confirme, dar nu e nevoie neapărat de confirmare, eu vă spun cum am perceput un aspect care se întâmplă în județul Bacău, ca să puteți face o comparație. Și anume, la un moment dat se pensionează un profesor de la Muzeul de Istorie, Muzeul Iulian Antonescu, așa se cheamă Muzeul de Istorie, în Bacău. Se pensionează și vine încadrat un alt domn profesor de istorie, Ioan Coșa. Lui dau numele, vine de pe la Harghita, mi se pare, de la Miercurea Ciuc, și ne întâlnim acolo, acum vreo 12-13 ani, la arhivă, la arhiva județeană. Eu cu treaba mea, dânsul cu treaba dânsului. Și cum eram vreo 4-5 acolo, că nu eram în sala aia decât de numărai pe degete de la o mână. Întrebam cu ce ne ocupăm fiecare. O doamnă farmacistă studia istoria farmaciei în Bacău, ajung la domnul Coșa. Domnul Coșa, lucrez la o monografie cu catolici cu și așa mai departe. Bun. Prima lucrare pe care dânsul și-o publică la Bacău, lucrarea de doctorat, care avea ca temă istoria catolicilor din Moldova cu folosind izvoarele de la Sfântul Scaun. Mai urmează un an de zile, monografia comunităților catolice din tot județul. Mai trece un an și în fiecare an aproape a realizat câte o monografie. A luat Cleja, Faraoani, Lespes și toate comunele, cred că are vreo 10-12 monografii ale comunelor catolice. Eu la început m-am bucurat că, fiind acolo preocupat, zic o să fie un domn care este încadrat la Muzeul Iulian Antonescu și o să ne mobilizeze și o să facem schimb de informații. Am și schimbat o carte, adică lucrarea de doctorat mi-a dat-o. Am văzut că lucrează foarte sistematic, sigur, profesor de istorie. Eu nu sunt istorie, dar m-am străduit la dimensiune și văzându-mi, privind la lungul nasului, așa să fac după puterile mele pentru zona din care mă aflu. Eu nu-l condamn pe domnul, dar nu am văzut aceeași emulație sau să pornească de acolo aceeași preocupare și pentru celelalte comunități. Și vă spun, domnul profesor Dănilă poate confirma, pentru alte localități foarte puțină preocupare pentru astfel de lucrări. Ultima am citit-o pe Propana, făcută de fostul director de la Arhiva Națională, profesorul Dumitru Zaharia, însă meritul a fost a domnului profesor Dănilă, că dânsul s-a ocupat să o editeze, dânsul era deja în vârstă, chiar și după ce ați lansat-o, nici nu știu dacă a mai trăit foarte multă vreme. Deci, foarte rari oameni care se ocupă de chestiile astea. Și noi nu facem nimic, iar dacă unul ca mine sau ca altul așa să mai ne ocupăm, așa repede aruncăm ba cu piatra, ba cu epitete, ba atârnăm etichete de așa. Nu vreau să acuz pe nimeni, însă aș vrea din partea măcar a cadrelor tinere, pentru că ceea ce fac eu aici, sau o să mai facă și alții, asta trebuie dus, că aminte nu folosește, dus în școală, la copii, la... Adică mi-aș închipui așa, să nu înceapă, măcar la clasa 7-a, 8-a, o oră de dirigenție, fără să vedem vecinii, ceva locuri istorice, pentru că dacă o fac, o prezentăm, ea rămâne undeva, nu uită lumea de ele. Deci, în capul meu, așa văd lucrurile, după mintea care mi-a mai rămas. Dar de asta am căutat să insist, să promovez un pic ce am făcut, nu să mă laud eu. Adică, m-aș bucura, așa cum mă bucur acum că acest monument istoric are Pisanie, Părintele Goagă,
care a scris în 1934 o scrisoare către episcopie și pe care eu îmi dezvolt, o folosesc în dezvoltarea istoricului bisericii, invocă în această scrisoare, deci repet, în 1934, invocă lipsa Pisaniei. Dar din 1934, uitați că a trebuit să vină 2019, să beneficiem de un context așa și să-i facem Pisanie acestui monument istoric. Acum arată monument istoric. Are slujitorii, am recuperat memoria unor preoți peste care s-a așezat să praful, uitarea, țărâna, în sfârșit. Deci, și vă mai dau un exemplu, poate că plecăm totuși colecție de aici. Eu am mai scris în 2015 o lucrare monografică pentru școală. Tot așa, arhiv. Școala din Berești-Azlău făcea 150 de ani și eu am găsit de cuvință, vorbise cu domnul primar, cu directorul la vremea respectivă, să facem un moment din... Dar ținta mea era următoarea. Pe lângă faptul că realizam această lucrare monografică, am venerat eu cadrele didactice, profesori, pentru că am considerat că am plecat în lume datorită faptului că aceste cadre mi-au prins lumina. Și revin. Un învățător al satului a plecat în primul război mondial de pe băncile sau de la catedra școlii din Berești-Azlău. Și am zis, domne, e anul, e centenarul, 2015, face școala 150 de ani, hai să îi facem o placă memorială, să o punem acolo undeva, să marcăm momentul. Pentru că, într-o altă localitate, s-a întâmplat următoarea treabă. Tot așa, datorită indolenței celor din zonă, n-au făcut o chestie asemănătoare, adică n-au pus în evidență acest simbol, pentru că reprezintă un simbol de jertfă plecat din școală. În evidențele revizoratului școlar, Băcăoan, el figurează de la Berești-Azlău. Nu știm, nu se mai poate reface zona de unde provine. Pentru că el figurează învățător la Berești-Azlău. Moare în 1916, în decembrie, bătălia de Crăciun de la Râmnicu Sărat. Bun, deci știm chestia asta. O spun de câteva ori la Ziua Eroilor. Eu am spus, eu am auzit. Și să nu ne surprindă că va veni o delegație din care va reprezenta un partid, așa, ca să nu-i dau numele, și o să-și asume acest erou. Și n-ar fi rușine pentru bereșteni să vină cineva să zică, domnule, e a nostru. Pentru că voi nu știți a cui e, nu știți că a plecat de acolo, voi n-ați făcut nimic și după aia să vedeți ceremonii la acest simbol. Eu n-am aruncat cu anatema, dar s-a întâmplat așa ceva în altă parte. Nu chiar aproape de noi și am dat exemplul ăsta, ne-am luat angajamentul cu părintele împreună și o să facem noi. O să pun bănuți din buzunar, cât o placă de marmură și scriem acolo. Pentru că eu o să vorbim toți despre carte, ne lăudăm, iar o să zică cineva că-s fălău, că mă laud, că o fac, și așa mă întreabă lumea, măi, dar pentru ce faci tu? Ești la arhivă, pentru ce lucrezi? Pentru grad? Nu, că mă vede trecut de amiază. Păi ce, vrei să devii scriitor? Nu vreau să devin, că munca asta nu e literatură. Dar trebuie și oameni care să priceapă ce muncă este și să aprecieze activitatea, ducând-o mai departe, provăduind aceste repere ale viețuirii noastre pe pământ, în cazul nostru pe Valea Tazlăului. Și acum, repede, încă câteva minute, vă rog să mă răbdați, mi-am notat eu aici ca să nu le încurc. Și încep cu atestarea documentară. Bereștiul este cunoscut ca atestat documentar în 1491 pe coasta Bereștiului. Acum, și atestarea asta documentară nu trebuie luată fraza și atât și închisă cartea și gata. Satul e din 1491. Nu este din 1491. Pentru că orice dată de genul acesta trebuie să o coroborăm cu mai multe date din mai multe surse. Ori noi știm că în 1491 Ștefan cel Mare întărește unei doamne Marușca o chema, dar în documente apare și Mărina, lui Mihu Berescu, proprietatea moștenită de la tatăsu. Deci, ea moștenește pe Mihu Berescu. Mihu Berescu moștenește pe Popa
Iuga. Popa Iuga moștenește pe Giurgiu Ungureanu. Deci v-am spus deja trei proprietari dinainte intrării lui Marina în posesia, i-a vândut după aceea. Și atunci ușor ne duce, numai dacă punem 30 de ani pentru fiecare generație, având în vedere o medie de 60 și ceva, dar ne ducem la 1400, vrând nevrând, cu existența satului, că toți moștenesc satul, nu moștenesc veci, nu moștenesc moșia. Deci, succesiunea asta de moșteniri se referă la satul Bereștea-Zlău. Și ajungem la 1400, exact când începe domnia lui Alexandru cel Bun, îi spune și bun, printre altele, pentru că a fost un foarte bun domn, dar a fost primul domnitor moldovean care a instituit ordine în proprietatea pământului. Până la el, n-a avut niciun domn pretenție să fie inventariate terenurile, el le împărțea, el le gestiona cumva, răsplătea slujitorii și așa mai departe. Și faptul că îi răsplătea pe moldoveni, i s-a spus bun. E unul din aceste elemente. Și ne ducem la sat ca concluzie că a fost înființat în perioada lui Alexandru cel Bun. De ce în perioada lui Alexandru cel Bun? Că în 1400 există documente cum domnitorul a dăruit lui Berea mai multe sate. Nu este scris nicăieri că dăruiește satul Bereștea-Zlău. Alte sate, în zona Romanului, Tecuciului, în zona Sascutului, a avut foarte multe sate acest Berea. Și e clar că a dat numele de Berești pentru că așa se obișnuia, așa era obiceiul timpului. Familia care avea pământ, următoarea generație, ca să individualizeze porțiunile de moșii sau așa, zicea a Bereștilor, adică a celor cu numele de Berea. Bun, am terminat cu... Sigur că aici putem aproxima, dar nu foarte mult. Înainte de 1400, cu siguranță, n-a fost satul. Eventual a fost moșie. Primul proprietărit în zona veche a fost Berea. Mergem mai departe. În felul acesta, satul nostru are, se poate spune, în jur de 600 de ani. Este un sat călător, ca și alte sate, adică a schimbat vetrele. După aproximativ 300 de ani acolo, a schimbat vatra în cea actuală. Și aici iar este o problemă, o dispută care s-a menținut și nu s-a menținut și cu oarecare aproximație se fac referiri. Că ăla aiurează, că ăla n-are date, că da de unde știe respectiv, într-adevăr, secolul 17 are foarte puține documente din care să poți să tragi concluzii precise. Dar mutarea, coroborând-o tot așa cu mai multe documente și pentru alte localități, tragem concluzia că s-a mutat în vatră nouă după răscoala cazacilor din 1650. Și aici am menționat cu mai puține argumente, acum m-am străduit să argumentez mai pe înțelesul tuturor. Ce s-a întâmplat atunci? A fost o răscoală mare a cazacilor și cazaci împreună cu tătare au venit în Moldova și prăpăd au făcut, că nu numai la noi, deci nu numai la Berești. O legendă a satului pe care am prins-o și eu de la bătrânii când eram mic, ne-o povestea când eram cu vitele, așa că satul s-a mutat în momentul în care n-au mai putut suporta pe tătari și tătare au venit la o nuntă și au luat captivi ostateci mireasa și mirele. E o legendă. S-ar putea să fie și ceva adevăr. Dar după ce am cotrobăit prin arhive, îmi dau seama că ceva adevăr era. Nu știm exact când s-au mutat, în 1660, 1670, dar știm foarte sigur că în 1715 nu mai era satul acolo. Și se mutaseră de mult. De ce? Există un document din 1715 scris de un preot care la rândul lui era fecior de preot, o scrisoare de proprietate, o scrisoare de pământ către copii. Se obișnuiau și noi am prins bătrânii când erau un prag de
Așa lăsau să știe copiii, dacă avea mai multe pământuri, să știe pe unde au șurinile. Pentru că vă spun, acum dacă moare un bătrân, are păduri, are, nu mai știe urmașii pe unde, pe unde are proprietățile. Vă dați seama atunci, când era vorba de mai multe proprietăți. Deci, din această scrisoare de pământ, după felul în care descrie hotarul, preotul era din Boșoteni. Preotul Grigorie, feciorul preotul Vasile. Sfârșit. Copilul care primește scrisoarea spune, zice, pământul moștenit în Berești, îl mai știu și de la unchiul Lupu, care era tot preot. Pentru că acest Lupu știa mai bine, era unchiul lui, adică frate cu tatăsul, știa mai bine locurile dinspre Berești. Și când se spune, când precizează hotarul bătrânul, precizează, nu mai spune satul, vorbește de satul Boșoteni, dar când ajunge la Berești, face hotarul sau explică hotarul mărginindu-se doar cu biserica veche sau biserica bătrână, spune, din vale de biserica bătrână. Pentru că mai avem altă informație, cum că bereștenii n-au demolat biserica. Vă dați seama că era o construcție ușoară, nu cred că era de cărămidă sau de piatră, că aminte ar fi dăunui mai mult. Dar n-au, au luat odoarele de acolo și susține și Părintele Goagă treaba aceasta în scrisoarea respectivă, că biserica și probabil nu i-a lăsat Dumnezeu să o dărâme ca pe orice casă. A rămas biserica acolo. Și vedeți că au folosit-o oamenii, proprietarii, în a delimita hotarul. Era un semn că acolo a fost sat și delimitau siliștea respectivă, pentru că era vorba de un teren care se învecina cu biserica și cu satul Berești. Deci nu știm nimic, nu știm exact când s-a mutat satul, dar știm că la 1715 satul nu mai era acolo. De aia spun eu că în perioada 1650-1700. Mergem mai departe, s-au mutat aici. Unde s-au mutat? Pe ce loc? Iar e o chestie asupra căreia sunt păreri și păreri. Dar, ca o concluzie generală, aici s-au mutat într-un sătuc mic, format din una, două familii. Familia aceasta care a dat mulți preoți din familia Ștef, care venea de la Stroiești, de la un stat de asemenea vechi, actualul Românești, dar Românești, să știți că nu e, și le spun, domnul învățător este aici, satul Românești nu se trage din Stroiești, numai din Stroiești. Satul Românești este format și din oameni din Stroiești, cei care stau în cotul Lovin și acum deasupra acolo, dar majoritatea care a dat numele satului provine de la un sat al lui Roman, care a fost lângă Leontenești. Când o avea timp, dacă o avea timp, poate că mă ocup și de Românești, pentru că sunt niște elemente care nu se mai, s-au uitat, nu se mai știe și se acreditează o idee falsă. Bun, au coborât de acolo, pentru că satul, fiind pe deal, fără resurse de apă suficiente, s-au retras. Și o ramură acestui, din acest sat, acești ștefești, au venit aici. Ei se zicea Strâmba, datorită faptului că pârâul șerpuia de la izvoare și până la vărsarea în Tazlău. Și moșia, adică pământul cel mai mare riveran cu pârâul Strâmba, avem documente în care găsim, la 1635, găsim moșia Strâmba. Deci era moșie, nu se referă la stat, 1635. Și mai avem o informație tot scrisă despre o familie care a însoțit pe acești ștefești în vatra actuală, anume Mârzești, familia Mârza. Și despre Mârzești se știe că au făcut parte din oastea lui Radu Vodă, Radu Șerban, un domnitor muntean, care s-a bătut pe aici, pe Luca Bistriței, pe lângă Bacău, cu tătarii, i-a fugărit, pentru că dădeau târcoale și muntenie, i-a fugărit și a mâncat bătaie, cum se spune la război, el s-a retras și a rămas în Moldova. Și atunci și familia aceasta
mârzești din slujitorii lui, s-au împărțit care cum. O parte au rămas la Berești, s-au încuscrit. Spune și Părintele Goagă, cam aceleași informații le-am și eu, pentru că aceleași documente le-am consultat, e vorba de cronici. S-au încuscrit și au rămas aici, originea familiei. Deci, bătălia a fost 1610-1611. Mârzești, ori mai fi stat vreun an, o fi ori vercuit, 1612-1615, tot au ajuns la Berești, pentru că este o familie foarte veche. Deci, avem, iată, date care ne confirmă nouă că vatra la care s-au adăpostit sau unde au venit bereștenii, de, n-au venit pe teren gol. Era deja înfiripat sătucul. Sigur că în succesiunea cronologică avem mai multe date, 1700, 1760, până la catagrafia din 1774. Găsim informații care ne spun nouă că satul se tot mărea. Ori, demografic, nu se putea înmulți pe măsură ce evolua numericește satul, ci prin venirea bereștenilor. Dovadă și numele care l-a avut, că îl găsim în documente. Inițial găsim Strâmba Berești, probabil când încă erau puțini bereșteni. După aia găsim Berești Strâmba, deci s-a inversat raportul, și găsim pentru ultima dată în recensământ Strâmba la 1774. Am avut curiozitatea să traduc, nu făcusem niciodată decât anul ăsta sau astă iarnă, și am tradus din catagrafia din 1774, ea este tradusă, se găsește în enciclopedia Văii Tazlăului, dar am avut curiozitatea să merg la original și să traduc din grafie chirilică birnicii. Erau vorba de 20 de birnici, preotul Ioniță și încă un nevolnic Balaban. Și am tradus numele, deci repet, din grafie chirilică, numele birnicilor de la 1774. Cu mânuța mea, cu mintiuca mea și cu... Să vedem ce familii sunt. Și o să vedeți acolo familia Mârza, familia... Balaban și așa mai departe, nu stau acum, dar concluzia mea e că erau nume care știam că sunt provenite din Stroiești, deci din satul de unde au venit ștefeștii, și nume care sunt ale Bereștiului, printre ele Berea și mai sunt și altele, foarte mulți de Tocilă și așa mai departe. Deci satul s-a mutat aici nu pe loc gol. Acum când s-a construit biserica, cea care a dăinuit circa 100 de ani înaintea zidirii acesteia, nu știm cu exactitate. Știm că ștefeștii au fost preoți. E posibil să-și fi făcut o bisericuță ei, la câte familii erau. Oricum, aia s-a folosit și de către Berești, sigur, s-a mai reparat într-o 100 de ani. Și a fost, cunoaștem locul, nu mai e bereștenii știu, deci în istoria aceasta de 300 de ani în Vatra Nouă, face parte biserica, acel lăcaș de credință pe care l-au avut prima dată, și această biserică zidită, ridicată în 1819. Acum, cu privire la 1819, s-a indus, și mă miră de ce s-a indus de către Părintele Goagă, în scrisoarea pe care dânsul, și pe care îmi centrez eu istoricul bisericii, s-a indus de la început în mentalul colectiv ideea că acel 1819 poate reprezenta un simplu număr. Părintele se întreabă că poate fi un număr oarecare, deși dă și detalii concrete. Concrete în ce sens? Că această carte pe teasmă a fost construită pe măsură, regiști încadrați normal, așa. Are îndoieli cu privire la pictură. Dar eu o să vă rog, în pauză, să vă uitați, să apreciați pictura icoanei de hram, să o asemănați, să o puneți alături cu icoanele împărătești, chiar și cu icoana Sfântului Dimitrie, și să vedeți că nu este nicio îndoială cu ochii noștri de profani, o să tragem concluzia după asemănările care o să le vedeți, nu este nicio deosebire, e clară
pictată ca tapeteasma de același pictor. Vedeți, culori, nuanțe, stil, e clar, am vorbit și cu pictor, nu există o catapeteasmă să făcea compact, nu să făcea o disparată. Am problema, de ce au apărut 1819 acolo? Am avut discuții și cu profesorul Dorinel Echim cu privire la atestare. Pentru că apare și atestarea bisericii în dicționarul din 1895, dicționarul geografic, un dicționar care este foarte uzitat de către monografiști, în sensul că preiau datele din Atlas, acolo dată biserica construită în 1827. Vă dați seama, am avut discuții cu Otilia Bălinișteanu, păi nu, 1827, nu-i, doamnă, 1827, 1819. Păi așa scrie în dicționar. Păi scrie, dar pe icoană scrie. Ei, o scris pictorul. Nu o scris pictorul pentru că se poate analiza cu ochiul liber. Eu detaliez aici și fac poza mai mare să se vadă că este cu aceeași vopsea făcută de pictor. Am vorbit cu pictor de biserică destul de în vârstă și a spus, păi pe catapeteaspă nu se scria numele și anul pe spate. De ce? Pentru că se știa că această tâmplă se pune pe un soclu, și era posibilitatea să se acopere anul. Și se punea la icoana de hram, deci era un obicei al pictorilor. Pe icoana de hram se punea anul în care s-a zidit. Bun, mergem mai departe. Acum și domn profesor, îmi pare rău că n-a putut veni, nu mai onorează activități din astea în teritoriu, Dorinel Echim, acum este și expert, la un moment dat a cedat și dânsul, adică e convins 100%, biserica 100% este zidită în 1819. Altceva, după această dată, am găsit în fondul bisericii icoane împreună cu părintele și, într-adevăr, dânsul este autorul moral al acestei cărți. Am găsit icoane dăruite de Enoriaș. Aici, în stânga mea, am icoana Sfântului Ierarh Nicolae, făcută de, donată de Costache Moțit, este primul Moțit cunoscut în documente, Costache Moțit, nu Costache Moțit, că mai fost un Costache Moțit, bunicul doamna, străbunicul doamna. Ăsta e dinaintea lui Anton Moțit, cel care a construit pridvorul. Făcută în 1825, mai avem, vă dați seama că astea au împodobit biserica, pentru că bisericile din lemn se împodobesc prin atârnare, prin agățarea icoanelor. Mai avem icoana Sfintei Paraschiva, tot 1825. Nu cunoaștem autorul, dar anul este scris față. Mai avem 1858, tot de Costache Moțit. Pentru că era proprietarul, a făcut Anton Moțit la 1875 și pridvorul. Deci e un titor al bisericii, așa este și recunoscut în documente, al doilea titor. Dar revin, tot în inventarul bisericii avem un clopot, bereștenii știu de clopotul dojit, cel care părintele Dragoș, fiind cu dădai la casare, cu vechimea completă, nu mai făcea față, aveam clopotul actual care e din 1908, l-a topit și a făcut clopotele jos la adormirea Maicii Domnului. Dar acel clopot există document, a fost cumpărat de familia Moțet de la Moscova în 1790. Ori Moțet nu l-a făcut, nu l-a comandat să-l ducă în curte, l-a dus la biserica veche. Deci încă un argument că a fost biserică înaintea bisericii din 1819. Am terminat cu asta ca să nu mă întind, că și așa m-am întins foarte mult. După aia urmează reperile cronologice care sunt în recesăminte, acele catagrafii. Eu descriu acolo pe larg, nu mai rețin atenția. Dar vreau totuși să rețin atenția cu privire la toată zestrea veche a bisericii actuale dusă la Bogdana, predată cu proces verbal și acum icoane din secolul 18 și cărți de cult. Și acolo avem, deci, mărturii care, sigur, unele sunt la Muzeul de Artă Religioasă care este la Borzești și unele sunt la Bogdana care încă nu s-au
nu s-au pus în muzeu. Avem, uitați, apostol din 1756, dăruit de soția Maria a preotului Dumitrașcu din Strâmba. Deci la 1756, preotul Dumitru sau Dumitrașcu era preot la Strâmba. Există document, pentru că e mărturia de donația a... Am găsit-o la Bogdana. N-am găsit-o în altă parte, la Bogdana. Ele, dacă nu le... aceste informații, dacă cineva nu le aduce, ele se uită, stau acolo, la muzeu nu ne duce și așa mai departe. După aia, alte cărți de cult. 1802. Carte de cult din 1802. Păi, la 1802, biserica asta nu era. Deci era biserică acolo. Și mărturie din biserica aceea, avem și registrul care îl vedem noi. Părintele e măsură să-l descrie. Este... Spuneți, este părinte. Registrul din Naos. Sunt icoane, scene din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Acolo vedeți cele legate de patimile Mântuitorului Iisus Hristos, patru icoane. Iar aici, în partea aceasta, sunt și minuni, intrarea Domnului în Ierusalim, vindecarea orbului, mulțirea celor 5 pâini și 2 pești, încă patru icoane, dar cred că se observă cu ochi liber că fac parte din... Secolul 18. Puțin mai înainte. Puțin mai înainte. Ele și... cred că sunt aduse din biserica care a fost aici în cimitir, puțin mai jos, la vreo 30 de metri, am estimat noi, aici spre sud. Biserica de care vorbește domnul Cosma, deci înainte de a fi zidit aceasta, vechea biserică, aflat aici în cimitir și icoanele acestea este posibil să fie fost aduse de acolo. Pentru cei care v-ați uitat în carte și sau aveți la îndemână, o să găsiți la pagina 64 două icoane, e vorba de Sfântul Icoana Mântuitorului și Sfântul Ioan Botezătorului, care se află la muzeu, la muzeul de la Burzești, ca să puteți compara stilurile de pictură. Deci diferă pictura bizantină cu pictura de început de secolul XVIII. Deci e clară aceste de aia și-au fost duse la muzeu, au fost expertizate, ele sunt mult mai vechi chiar decât cele pe care noi le-am... Numai că nefiind anul înscris, le-au expertizat și au aproximat. Dar e clară că diferă stilul. Pentru că eu spun undeva, pentru că am găsit document, de când s-a impus în biserică, parcă 1875, s-a impus stilul bizantin. Până atunci n-a fost impus stilul... Fiecare s-a inspirat de la vecini, erau mai multe școli de pictură. La 1876, al doilea iconostas, la 1872, scriu aici undeva, că face precizarea că doar începând cu anul 1872, stilul bizantin a fost impus normativ, adică prin lege, pictura, arhitectura și ornamentația să fie conform stilului bizantin. Ceea ce s-a pictat până la 1872 a fost a ținut de inspirația și de școala pictorilor respectivi. Atât. Îmi cer scuze că m-am lungit foarte mult, dar o să suport consecințele. În continuare aș vrea să rugăm pe domnul Cornel Galben să ne spună câteva cuvinte și avem bucuria să-l avem în seara aceasta invitat. Noi bereștenii, la editura dânsului Corgal Press, noi am mai editat sau am reeditat cartea părintelui Ioan Goagă, Limanul de Lumină, acum câțiva ani. Deci el este un prieten, să spunem, al bereștenilor și un susținător, să spunem, al vieții religioase, nu de aici și de prădătine, mai ales că este împreună cu domnul Ioan Enache, redactor la ziarul, la revista Credința Ortodoxă. Vă rog, domnul. Mulțumesc. Ați ascultat
pe autor și ca unul care mă ocup și eu de vreo patru decenii de scotocirea documentelor și a aflarea oamenilor de seamă din județul Bacău, îi înțeleg și trăirile acestea, și revolta și dorința de a face cât îi mai îngăduie Dumnezeu câte ceva să lase un document în urmă. Pentru că la noi, la români, asta este boala. Nu avem mărturii scrise decât foarte târziu, să zic, încoace, adică la 1500. Ori la german, dacă vă duceți, sau la catolici, îndeosebi, la evrei nu mai vorbesc. De la anul 1 al istoriei lor au documente. La noi au fost documentele de pământ, cum se spune aici, transmise din generație în generație, numai că de la un timp memoria aceasta colectivă și ea aproape că a încetat, mai ales acum după anii 90, când fiii satelor au plecat și unii dintre ei după o săptămână, două, și-au uitat să vorbească limba română. O întâmplare legată de ce amintea aici domnul Cosma a fost, tot în județ, vă dau un exemplu, o echipă de reporteri s-a deplasat într-o comună de aici, locul nașterii marii actrițe Olga Tudorache. Bănuiesc că ați auzit despre ea. Ei, în sat, foarte puțin au auzit de ea. Păi cum să nu auzi? Cum să nu știi ca fiu al satului și cum să nu te mândrești cu asemenea enormă actriță? Or, iată, au știut doar cei care erau tot prin jurul bisericii, pentru că tatăl actriței a fost preot și își doarme somnul de veci acolo, lângă biserică. E vorba de Olga Tudorache, v-am spus. La fel s-a întâmplat și cu Ernest Martei, și cu la Ernest Martei, la Prăjești, și cu Radu Beligan. Din ce în ce mai puțină lume este interesată de personalitățile locului. Dimpotrivă, privim așa cu oarecare... De aceea efortul dumneavoastră trebuie salutat și eu mi-am permis să anotez câteva gânduri pe care cu voia dumneavoastră am să vi le citesc. În anul lumagial închinat de Patriarhia Română Satului Românesc, acribiosul monografist Ion Cosma revine cu o nouă carte de suflet, de data aceasta dedicată unui așezământ de cult. Monografia Bisericii Sfântul Nicolae și Sfântul Dimitrie, Bereștaslău, județul Bacău, la 200 de ani. 1819-2019. Ea se adaugă astfel celorlalte tomuri consacrate satelor Bereștaslău, Tescan și Toluianu, școlii gimnaziale din satul de Bașniță, Pașutină, și face pandant cu cel dedicat Mănăstirii Buna Vestire din Bogleț, Comuna Corbăscă. Apărătul la editura Filocalia din Roman, noua monografie e tipărită cu binecuvântarea în al Preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care o și prefațează, subliniind că din totdeauna ceea ce dă identitatea unui neam este cunoașterea originilor, a rădăcinilor care stabilesc peste timp legătura puternică dintre generații și că, prin inițiativa și osârdia autorului, lucrarea de față este semnul că doar recuperând istoria vom ști cine suntem, că doar înțelegând trecutul vom ști încotro să ne îndreptăm pentru a putea șopti viitorului mesajul continuării tradițiilor
ce ne-au definit în istorie. Conștient că fiecare bereștean va vorbi mult și niciodată îndeajuns despre biserica din localitate, Ioan Cosma evidențiază din start două aspecte importante din istoria celor 600 de ani de existență a satului Berești, și anume aniversarea 300 de ani de viețuire în vatra actuală și sărbătorirea 200 de ani de la construirea Bisericii de Lemn, monument istoric. Și o face, cum ați și observat, cu obiectivitate și meticulozitatea istoricului, creând mai întâi un profil istorico-geografic al așezării din zona centrală a depresiunii Taslău-Cașin, cunoscută în vechime ca localitate situată pe râul Strâmba, și întregindu-l apoi cu câteva scurte considerații privind locuirea acestor meleaguri din cele mai vechi timpuri, începând cu perioada neolitică și sfârșind cu primele documente semnate în vremea cancelariile domnitorilor moldoveni. Există, firește, date despre istoricul localității în Vatra Nouă, ea fiind legată și de istoricul satului Berești Azlău, care începe dinaintea domniei lui Alexandru cel Bun și urmărit pas cu pas până la acest ceas aniversar. Aflăm astfel că prima atestare documentară a satului de pe Valea Tasleului datează din 22 iulie 1491, în timp ce ultima mențiune despre Berești în vechea vatră de pe stânga râului e o scrisoare de pământ din 3 martie 1715, dar și că în acest interval au avut loc tot felul de evenimente care au condus în cele din urmă la mutarea întregii așezări pe un alt amplasament. Pentru a lămuri misterul unora dintre ele și mai ales a anului în care bereștenii și-au zidit noua biserică, cercetătorul apelează la scrisoarea vrednicului de pomenire preot Ioan Goagă din anul 1934 către preasfințitul episcop al episcopiei Romanului, în vederea întocmirii anuarului din 1936, pe care o comentează și o întregește cu noi informații, dar o și combate pe alocuri, pornind de la propriile investigații prin arhivele moldave și nu numai. Odată trasă concluzia, asigură că anul zidirii bisericii monument istoric este 1819 și că istoria bisericii urmează pe cea veche a locuitorilor veniți pe Valea Pârâului Strâmba în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, din vechea vatră de pe coasta Bereștilor, unde vor fi avut și biserica lor pe care au păstrat-o luându-i doar odoarele. Ioan Cosma analizează în detaliu arhitectura și structura bisericii, cruci, icoane, obiecte liturgice, cărți de cult, mobilier, clopote, oferind cititorilor atât informații specifice fiecare în parte, cât și un bogat tezaur fotografic color, ce transformă cartea într-un veritabil album document. Un capitol aparte este dedicat celor care au fost sau sunt preoți, slujitori, diaconi și cântăreți de la preotul Ioniță Șteful, menționat într-o hotarnică din decembrie 1760 și în catagrafia din 1774, la actualii preoți slujitori ai așezământului, Dragoș și Cristian Daniel Popa, implicați la rândul lor, alături de primarul Dumitru Tulpan, în procesul de editare a cărții. Dintre toți cei creionați, o remarcă specială merită părintele Ioan Goagă, 1895-1991, slujitor mai bine de 6 decenii al așezământului, autorul volumului de poezii Limanul de Lumină și al altor creații, dintre care Bambiu, în dor de plecare, a prevenit sfârșitul său tragic. La unison cu consățenii săi de azi, monografistul și îndreaptă recunoștința față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară, înserând în anexie o listă ce ilustrează tributul de jertfă și eroism al bereștenilor pe câmpurile de luptă din timpul războiului de independență, primului și celui de-al doilea război mondial. Tot aici,
mărturii despre urgiile naturii deslățuite de la Berești-Aslău, care au lăsat urme adânci în memoria localnicilor, inundațiile din anii 1871 și 1991, precum și un omagiu ce vizează familia actitului bisericii Anton Oțet în istoria satului Berești-Aslău, reper de milostenie și evlavie străbună. O carte extrem de necesară, cu alte cuvinte, ce are la bază o bibliografie selectă cu izvoare inedite și edite, lucrări generale și speciale, cu studii și articole consemnate de istorici și cercetători importanți, ce o fac utilă nu doar celor interesează de evoluția creștinismului pe aceste miracuri, ci unui cerc mult mai larg de cititori, de la elevi la cei care au luat calea străinătății, dar păstrează în suflet imaginea locului în care au fost încreștinați și cununați. Nu rămâne decât să-l felicitați. Așa cum s-a spus, cartea domnului Cosma este prefațată de Preasfințitul Ioachim, editată la Filocalia, editura Arhiepiscopiei Romane și Bacăului, și considerăm că și lucrul acesta este o onoare pentru noi, ca Preasfințitul să zăbovească puțin asupra lucrării satului nostru, ne onorează. Duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea și evenimentul resfințirii acestui monument, pentru că noi am săvârșit unele lucrări de reînnoire a locașului. De anul trecut s-a schimbat podeaua, s-a revopsit ansamblu, turnul Cloponiță, de asemenea, a fost renovat. Și duminică îl așteptăm pe Nar Preasfințitul să binecuvinteze și să resfințească acest monument. De multe ori, și în special atunci când Nar Preasfințitul Ioachim scria anumite cărți, l-am auzit pe domnul profesor Ioan Dănilă susținând anumite alocuțiuni la lansările cărților Nar Preasfințitului. Am fost tare impresionat, dar nu m-am gândit niciodată că o să-l avem invitat în biserica din Berești-Aslău, că o să-i fim gazdă. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră, domnule profesor, cadrele didactice prezente aici în sală, desigur că vă cunosc, că sunteți și următor la grade didactice și vă apreciem și avem recunoștință pentru munca dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți în seara asta alături de noi. Domnule primar, precucernici părinți, iubiți credincioși, vorbesc liber pentru că nu cred că e prea favorabilă tehnica. Mă auziți mai bine așa, nu? Da. Așa. Mi-a rămas foarte puțin de spus. Și totuși, ca să fiu sistematic, mi-am punctat aici câteva elemente. Vă mărturisesc emoția de a mă afla prima oară în biserica de aici, în preajma unor morminte despre care știam doar, le-am văzut în fotografii. E vorba de mormântul părintelui Ioan Goagă, o personalitate a literaturii interbelice, o personalitate a bisericii ortodoxe române și un luptător, constat acum că anul în care a trecut la cele veșnice e anul când s-a fi împlinit 500 de ani de la atestarea, a fost poate așa au fost făcute, eu știu, căile, încât să ne-l ia Dumnezeu în 1991. Am avut bucuria să colaborez cu cadre didactice din această comună, învățători, educatoare, profesoare, văd aici și o fostă studentă de-a mea și mai sunt și alți studenți de-a mei. De fiecare dată când le-am cerut să se intereseze, când aflam că sunt de aici, le ceream să ne aducă date despre
Părintele Goagă despre profesorul Dumitru Verotaru, aici despre mai nou despre preotul Constantin Leonte și dați-mi voie să-l pomenim pentru că în iunie anul acesta ar fi împlinit 60 de ani, s-a născut în 1959 Părintele Leonte și cu ocazia aceasta vreau să rog pe domnul primar să-i predea bibliotecii comunale, să predea numărul 600 al revistei Ateneu, e un număr omagial al revistei Ateneu, în care sunt incluși cei care au colaborat de-a lungul vremii cu revista Ateneu, fondată de Grigore Tabacaru și George Bacovia în 1925 și preotul Constantin Leonte a fost un colaborator fervent al revistei cu articole de pe teme religioase, cărora le ducem dorul acum. Vă rog, domnule primar, să ajungă la Biblioteca Comunală și cu ocazia aceasta... El ne-a fost un foarte apropiat școlii noastre și comunității locale, de fiecare dată venea la... adică ne întâlneam cu dânsul cu mare, mare, mare plăcere. A fost un preot cărturar, un preot cărturar. Fără discuție. Cum rar. Și, într-adevăr, un adevărat... Și om. Și da, om, da. Extra, exact, exact. Cu mare plăcere și mulțumim tare mult pentru... Vă rog. Eventual, pentru Părintele Goagă, dar probabil că există ideea aceasta de a... de a-i se acorda post-mortem titlul de cetățean de onoare al comunei Berești-Tazlău, după cum, ca să nu ajungem la post-mortem, da. Cu glumă poate deplasată, dar cât că domnul colonel Ioan Cozma merită, sau poate are deja titlul, eu nu cunosc, dar merită cu prisosință să fie cetățean de onoare al comunei Berești-Tazlău, iată pentru această plajă de lucrări dedicate comunității. Ca să vă și răspund, pentru încă n-am publicat-o și nici abia acum o fac publică. Intenția noastră de a da denumirea preotului Goagă străzii principale, care vine de la minunat. Și minunat. Pe lângă domnia sa, vor fi și alte personalități care se vor bucura de atenția noastră. Pentru că, într-adevăr, din păcate, de cele mai multe ori noi trecem cam prea ușor peste adevăratele valori și tumultul vieții de zi cu zi ne cam ia prin surprindere și nu suntem atenți la aceste nuanțe care, de fapt, ar trebui să primeze și ar trebui să fie un exemplu de prețuire a celor a valorilor. Absolut. Și de continuare a lor generațiile următoare. Da. Da. Îngăduiți-mi totuși să, măcar telegrafic, să punctez elementele de aici pe care mi le-am propus. Domnul Ioan Cozma a fost într-adevăr primul meu, sau eu am fost primul colaborator al dumnealui atunci când am realizat această carte în seria Universum Bacoviensis, o monografie istorică a satului Berești-Tazlău. Un om pe care îl apreciez pentru faptul că nu are orgolii nemotivate. Dacă eu i-am spus că nu trebuie pusă virgula între nu știu ce cuvinte de pe acolo, nu m-a crâcnit, m-a protestat. Dacă a trebuit să pună cratimă între nu știu ce cuvinte, sau să scrie cu literă mare, sau să refacă o topică, a fost extraordinar de receptiv. Este semnul omului deștept, omului care știe că are de învățat de la cel care are o anumită specializare. Eu mă înclin în fața mecanicului care îmi repară mașina, că eu nu știu de unde se aprinde proiectorul, de exemplu, nu știu, e așa ceva la un far, undeva am pățit-o zilele trecute într-un service, nu știam de unde se aprinde proiectorul, nu știam, efectiv. Omul acela știa. Eu știam însă unde se pune virgula și unde nu se pune. Atâta știu. Da. Spuneam că domnul Ioan Cozma are această receptivitate, dar are înainte de aceasta, are un spirit neliniștit, creator și se vede foarte clar din aceste titluri, din cele care vor veni, sunt convins că nu se va opri aici și merită să-i acordați tot creditul.
Vorbeam de faptul că, până la urmă, chiar mă bucur că a devenit o mică dezbatere cuvântul dumnealui. Ce înseamnă o monografie? Ce înseamnă să-ți asumi rolul de autor al unei monografii? Este o răspundere uriașă, uriașă. Dumitru Zaharia, care a fost 30-40 de ani directorul Arhivelor Statului de la Bacău, a scos ultima lui carte, a fost o carte a Comunei Plopana, monografia Comunei Plopana. Ce s-a întâmplat? Cu niște ani în urmă, nu foarte mulți, a fost scoasă o monografie a Comunei Plopana, cu erori uriașe. Nu dau numele autorului, autorilor de fapt doi, așa încât s-a ambiționat să meargă tot la sursă, adică tot la arhive. Am muncit amândoi, cum n-am muncit la nicio carte, cred că de 17 ori am făcut corectura acelei cărți, pentru că mereu se iveau lucruri neprevăzute. Și a plecat ultima întrevedere cu Dumitru Zaharia, a fost în decembrie, când am plinit 91 de ani, la 91 de ani încă îi mergea mintea foarte bine, mai puteam încă scrie, când am ajuns la el acasă, masa era curată, pe mijloc era o vază cu flori pusă de doamna Zaharia și cartea, monografia Comunei Plopana, ca o ofrandă în acest decor. M-am mirat. Cum? Stați, băi, cum? Nu, gata. Nu mai am descris nimic. Nu mai am nimic. Asta a fost ultima carte la care am ținut. De fapt, mai sunt două cărți care au fost trimise, una la editura militară, stă să apară la editura militară, ceva despre legiunea română în Italia în 1918. O carte excepțională, care va apărea tot așa, dar nu va fi în chenar autorul, pentru că s-a apucat să fie în viață când a predat-o editurii militare. Mai are monografia comunității armenești din Bacău și așa mai departe. Ce vreau să vă spun, că tot domnul Cosma mi-a adus aminte de această legătură cu arhivele. Nu poți, dacă nu ești, cum spunea Alexandru Piru, dacă nu ai mușchi de ridicat cărți și să le pui, să le muți, să le dai jos, să le desfați, să le deschizi și nu-s cărțulii de 10 pagini, sunt tomuri serioase, nu te apuca de monografii. Ei, a merge în arhive este o obligație elementară. Cunoaștem la Bacău pe cineva care a scos mai multe cărți și ne-a călcat odată în arhivele statului din Bacău și este autor de cărți cu caracter istoric. Citeam zilele trecute despre o autoare a unei monografii a unui municipiu dintr-un județ vecin cu Bacăul, care n-a călcat odată la arhivele statului din județul respectiv, dar a scos monografia. Ce credibilitate! Se poate face, e posibil. E posibil să fie și așa ceva, eu știu, de pe internet, din diverse surse. Oricum nu e calea cea mai bună, calea cea ortodoxă, pentru că toți suntem în Sfânta Biserică. L-ați văzut într-adevăr pe Anton Coșa, are aproape 15 monografii ale localităților catolice, bine făcute, foarte bine făcute, foarte bine făcute. Într-adevăr, ar trebui să controlăm acest echilibru, necesar echilibru, între localitățile ortodoxe și cele romano-catolice. Ar trebui să fim ceva mai harnici și noi, În această privință, mai ambițioși. Mai ales că localitățile respective nu sunt exclusiv catolice. E o chestiune sensibilă, aveți dreptate. Da. E o chestiune sensibilă aici, dar nu vrem să dezvoltăm un subiect care nu cred că e convenabil în clipa de față. Ce mi-am mai notat aici? Am lăsat acum pe masă de lucru acasă, la Bacău, o lucrare a unui învățător de la Borzești. Se numește Neculai Geană. Nu cred că vă spune nimic numele. Neculai Geană, 34 de ani, a fost învățătorul satului Borzești, unde sunt două nume sonore, Ștefan cel Mare, știți foarte bine, născut acolo, și Vasile Alexandrii, de vreme ce fiica lui, Maria Bogdan, este mormântată în biserica de la Borzești. Ei bine,
La Biblioteca Municipală de la Onești se află 6 caiete ale lui Nicolae Geană cu memorii scrise nu științific, nu literar, nu cu citate, scrise dintr-o memorie spontană, o oralitate directă și o credibilitate totală. El spune de la bun început, nu vreau altceva decât să se știe care este istoricul școlii din Borsești, de la 1918, nu mint deloc, deci 1918 a fost înființată școala din Borsești și el a venit acolo în 1925 ca absolvent a școlii normale de la Târgu Mureș, dar el deloc din Borsești. A stat un an la Păltinata, un sat de pe lângă Borsești, unde s-a chinuit și n-a dorit altceva decât să se întoarcă în satul lui să fie învățător acolo, iar când a venit acolo, 34 de ani, a ținut să facă școală, a făcut școala, clădirea școlii, a educat atâtea generații de copii și a ținut să scoată această monografie. Din 1965, cele 6 caiete se află în custodia Bibliotecii Municipale Radu Rosete din Onești. În cronica Episcopiei Romanului și Cușilor din 1994 sunt publicate 2 pagini care înseamnă o sinteză a celor 6 caiete. Cel care a făcut sinteza nu semnează, dar a făcut un lucru discutabil, adică a mai adaptat lucrurile, nu, e clar că nu sunt cuvintele lui. Ei bine, lui Nicolae Geană, Nicolae Geană. Eu am prins acum aceste 6 caiete, am rugat Biblioteca Municipală și mi le-a pus la dispoziție, pentru că anul trecut a fost centenarul școlii din Borsești. Nu știu, e posibil să se fi făcut ceva pentru acest centenar, nu știu. Ceea ce știu este că la Bacău, Consiliul Județean Bacău a girat o lucrare dedicată bisericii din Borsești, apărută la editura Magic Print, la Onești, o lucrare excepțională, tot așa prefațată de înaltă Sfințitul Ioachim și apărută tot la editura Filocalia de la Roman, a Arhiepiscopiei. Și acolo este un album, de fapt, cu biserica de la Borsești. Ei, mă gândeam, deci în 1965, 1965 până în 94, până la cele 2 pagini, s-a întâmplat ceva, că, mă rog, au apărut măcar cele 2 pagini. Dar până în 2018 n-a fost nimeni să se intereseze ce cu acele caiete, de ce la centenarul școlii să nu fie făcute publice. Și e o nemeritată bucurie pe care o am de a face publică această monografie, acest istoric, de fapt, al asta noapte, de exemplu, asta am făcut, e chiar toată noaptea, dar oricum destul de astăzi, azi dimineața la fel, am corectat, fiindcă e un text care trebuie adus, făcut, publicabil, da. Important e că va fi făcută cunoscută, cum spun, istoria acestei localități. Da, mi-am mai notat aici că domnul Ioan Cosma este un, sper să zic bine, propovăduitor. Deci propovăduiește, a propovădui, așa, a propovădui cultura locală. Și cultura locală însemnând datoria față de locul în care te-ai născut, locul natal, și e păcat de Dumnezeu să nu răspunzi unei largi bunăvoințe din partea primăriei, din partea preotului paroc, toată admirația mea pentru ce ați făcut până acum. Deși dezbaterea pe care a provocat-o domnul Cosma se referă la localitățile unde, localități unde nu există un Ioan Cosma. Nu există. Deci trebuie să inventăm, trebuie să facem ceva încât fiecare localitate să aibă un astfel de om care să scrie monografia locului. Săptămâna trecută am avut la Bacău întâlnirea de 20 de ani a unei serii de la liceul pedagogic. Eu am predat multă vreme, am fost profesor la liceul pedagogic din Bacău, multă vreme, apoi la universitate, și am avut seria de acum 20 de ani. Ei bine, una dintre absolvente din Basarabia este, mi-a amintit că acum este doctorandă la Universitatea Valahia din Târgoviște,
pe o temă de istorie, este istoric în clipa de față, nu mai este învățătoare, și spunea că totul a plecat de la o întâmplare petrecută în 1995 sau 96, când am mers cu, eram și dirigintele lor, am mers cu ei la Lipova. Lipova este singura localitate de pe raza județului Bacău, pe unde a trecut Mihai Eminescu, care e vizor școlar. Lipova, județul Bacău. Și am mers cu ei acolo. La un moment dat am vizitat cimitirul de lângă biserica satului și m-am arătat interesat de o piatră foarte veche, o piatră de mormânt foarte veche, prăbușită, acoperită de ierburi, de muncegai, de mușchi, de licheni, de nu se mai știa ce era acolo. Și am rugat să fiu ajutat să găsim ce, a cui este piatra aceea de mormânt. Ei bine, niciunul dintre moldovenii noștri nu m-a ajutat. Fata aceasta din Basarabia, o bărbătoasă, a venit cu mine, am dat împreună deoparte ierburile, mușchii, lichenii și am descoperit, ea știa, știam și eu, am făcut în facultate paleografie, dar a descoperit, scris cu litere chirilice, ce era pe acea piatră de mormânt. Și mi-a spus, de acolo a plecat pasiunea mea pentru istorie, iar acum sunt, cum vă spuneam, doctorand la Universitatea Valahia din Târgoviște. Cam atât cred că aș fi vrut să spun, încă o dată iertare că vorba domnului colonel, că m-am întins prea mult, dar mă bucur că mă aflu aici, mă bucur foarte mult, îmi place foarte mult bisericuța aceasta, e atât de intimă, atât de nu știu, seamănă un pic cu biserica de la Lipova, chiar din Lipova, nu de la Valea Hogii. Părintele, poate mergeți o dată acolo să vedeți? Părintele Danilă, tot Danilă, este zona acolo, nu știu dacă este și la Lipova sau... La Lipova, nu. Este părintele Mitrea. Mitrea, nepota lui Ioan Mitrea, profesor istoricul. Da, el este. Și e foarte plăcută, îmi place foarte mult această... Îți vine să vii mereu în această biserică. Iarna... La minti, uite acum ce ai început. Nu vreau să spun decât că vă așteptăm să veniți cât mai des în cursa noastră. Într-adevăr, ceea ce a spus mai înainte de munca de arhivă nu este pentru oricine. Eu unul recunosc că nu sunt făcut pentru asemenea muncă, însă am însoțit pe domnul Cosma atunci când am fost la arhivă la Bogdana. Acolo avem o maică din zonă, din comună, maica Mihaela, și am pornit noi mai dimineață să avem timp să studiem acolo, adică să fiu alături de domnul Cosma, să vedem ce găsim și acolo. Și vreau să vă împărtășesc tuturor că domnul Cosma o face cu mult drag, cu multă pasiune, această muncă de cercetare în arhivă. Bineînțeles că și maica de acolo era foarte pasionată de munca aceasta, ea arhivase foarte bine cărțile, scoseseră toate notițele de prin cărți, le avea pe laptop, a adus laptopul, ne-a spus ce notițe, cele mai interesante pe care le-a considerat domnul Cosma, ne-a adus și cărțile să le vizualizăm. Dar, în final, s-a creat o armonie între cei doi cercetători, să spunem, de arhive, încât fusesem și eu prins, aproape că n-aș mai fi plecat de acolo, atât de frumoasă este munca pentru cel pasionat de cercetare în arhivă. Și am mai simțit lucrul ăsta încă o dată atunci când am fost la Roman, în Al Preasfințitul anul acesta, a premiat profesori în sinaxa pe care am avut-o noi preoții din zona Moineștiului. Și noi am mers împreună cu domnul Cosma, în Al Preasfințitul a premiat munca dânsului pentru ceea ce a făcut în anii aceștia și la fel acolo Maica Daria, când l-a văzut, s-a luminat toată, Maica Daria fiind cea care se ocupă cu arhiva la Arhiepiscopie și la fel s-a luminat și începuse iarăși să povestească lucruri pe care le găsiseră împreună în arhivă
și am realizat ce înseamnă munca aceasta de arhivar și pasiunea mai ales pentru această muncă. O paranteză, dacă permiteți, Părinte. Biserica este antrenată într-un efort de preluare a notițelor de pe documentele de cult, de pe cărțile de cult, și la muzeu, și la Bogdana, și Episcopia. Tot ce s-a constituit în bibliotecă, pentru că foarte multe informații sunt scrise de slujitori pe coperțile sau în interiorul cărților. Și acum efortul acesta este de lăudat. Laudă și pentru era în alt preasfințitul că a găsit, sau consilierul cultural, a găsit omul potrivit la locul potrivit. Vă dați seama, după ce am contribuit acolo cam tot ce mă interesa, o gălățeancă măicuță acolo, vorba de Maica Daria, suflet, a sesizat ce mă doare, ce doresc. Ea într-o parte, eu într-o parte, până am găsit tot ce ne-a trebuit. Am venit acasă și vreo 2-3 zile tot mă trezeam cu câte un mail, cu imaginea documentului, nu știam când s-a resfințit biserica, nu știam, am recuperat memoria la doi preoți, preoții Dospinescu, și nu știam, Ciprian ar fi vrut să facă crucea, să reînnoiască, dar nu avea anul morții, anul nașterii la preoți, avea frânturi din anii în care slujiseră. Acesta... Și mi-a trimis ulterior, la 2-3 zile, ce înseamnă să fie omul potrivit la locul potrivit. Acesta a fost un lucru care ne-a ajutat foarte mult. Noi, de exemplu, cunoșteam biserica aceasta de mic, m-am născut aici în Berești, de mic știam de Sfântul Dimitrie și hramul era întotdeauna Sfântul Dimitrie, deși în istorie era cunoscută ca Sfântul Nicolae, monumentul istoric Sfântul Nicolae. Dar eu de mic am crescut cu Sfântul Dimitrie. Și n-am știut de când a fost apropiat al doilea hram. Și cu prilejul acesta, al cercetării acestea de la Roma, s-a descoperit că pe 28 octombrie 1973 a fost resfințită și atunci în urma unor lucrări, și fiind în apropierea zilei de sărbare a Sfântului Dimitrie, pe 28 octombrie. Așa, 26 octombrie, pe 28, când a fost probabil duminica respectivă, s-a dat și al doilea hram Sfântul Dimitrie. Și de atunci, biserica este Sfântul Nicolae și Sfântul Dimitrie. Vă aflați în biserica aceasta, monument istoric, și ați pomenit de Vasile Alexandrii și mă gândesc că și dumneavoastră aveți un... Aveți o luptă de dus acolo la Bacău cu casa, da, nu știu ce ați mai făcut, sperăm să... Ăsta era singurul punct pe care nu l-am atins, 1819. Mă bucură că suntem de o vârstă, mă identific cu Vasile Alexandrii, vă dați seama. Așa, pentru că în legătură cu anul nașterii lui Vasile Alexandrii sunt 4 ani în discuție, 1818, 1819, 1820 și 1821. În aproape toate cărțile e 1821. Toate bune și frumoase, nu există document. Singurul an care are document este 1818. Este o mărturie de mitrică aflată la Arhivele Statului de la Iași, pe care anul trecut a adus-o la Bacău directorul Arhivelor Statului de la Iași, Florin Cântic. Ei bine, există părerea că 1819 ar fi anul nașterii. Nu avem documentul, dar există opinia aceasta. Deci mă bucură că suntem cam pe aceleași paliere cronologice. Aș vrea în continuare să mai dăm cuvântul celor din comunitate de aici. Aș începe cu tatăl meu care a fost preot după părintele Goagă, care a fost vreo 6 decenii. Dânsul a fost vreo 4 decenii și jumătate aici în comunitate și l-aș ruga să povestească și el câteva lucruri ce am însemnat anii aceștia pentru el și pentru biserică. Și... Dar pentru dânsul, în principal. Am crezut că aș scăpa de luat cuvântul, dar am zis că nu. Și mi-a venit în minte o fază de pe vremea lui Părintele Goagă, când slujeam împreună cu dânsul aici, avea oficiorul Costel Goagă, pe care l-ați cunoscut majoritatea între noastră, fiind foarte bun predicator, Părintele Goagă, și care întotdeauna când începea să vorbească, nu se mai oprea, atunci vine
piciorul și zice, tata, nu vezi cum mi-a rămas două babi în biserică. Și așa că mă gândeam că dacă cât ați vorbit dumneavoastră aici, toți au rămas la scaunile lor, n-au plecat, înseamnă că treaba a fost destul de bună. Da. În 74, când a fost numit aici paroh, după pensionarea părintele Goagă, și apoi 17 ani de zile care am slujit împreună în această bisericuță, neîncetat, nu se simțea, aș putea spune, faptul că el era pensionar, că eu eram titular. Și am spus-o de multe ori și chiar la momentul despărțirii pentru totdeauna în 91, când și-a dat Duhul la inundații, am spus cu tatăl meu, dacă eram, nu ne înțelegeam așa de bine, așa de frumos, cum le-am înțeles noi în cei 17 ani de zile. Și asta de ce? Fiindcă el era un om deosebit, lipsit de mândrie, de păcatul acesta sau mândrie sau ceva, el întotdeauna a fost smerit, întotdeauna a știut care este partea lui de slujire, care este partea mea. Și atunci era și firesc să apară respectul reciproc între noi și relația, nu ca preot slujitor și pensionar, ci ca tată și fiu, sau mai ceva aș putea spune, care s-a creat între noi. Am avut întotdeauna ce învăța de la dânsul, fiindcă cei care l-ați cunoscut știți cât de apropiat era cu fiecare dintre noi. Am avut întotdeauna numai lucruri bune de urmat, care ne-au marcat viața preoțească, dar și viața de om. Și atât mai rar aș putea spune că sunt relații între acestea, între slujitorii bisericii, pensionari și titulare, care sunt, fiindcă așa este de multe ori, cel care vine la început și zice, gata, de acum ți-a fost, a trecut vremea, am venit eu. Pe când părintele nu făcea lucrul acesta și întotdeauna ținea legătura cu mine, cu toate că nu erau telefoanele mobile, ca acum era un simplu telefon cu fir, dar dacă nu mergea telefonul, îmi scria o scrisorică, mi-o trimitea, îmi spunea, mă informa și spunea, iubite frate Dragoș, avea expresia asta, niciodată nu mi-a zis pe nume, Dragoș sau băi, cu tare, nu știu ce, iubite frate, duminică nu pot să vin. Sau dacă se simțea rău, spunea, vezi că duminică nu vin, fă cum pot și începe slujba, nu mă voi aștepta. Și iată, cum are și știm cărți peste tot, un om de cultură. Niciodată nu venea în fața credincioșilor cu predica scrisă să citească vreo idee, ci întotdeauna le avea ideile în cap. Acolo și vedea și cum spuneam, când vorbea, nu se mai oprea. Așa avea de multe de spus, dar cel care îl asculta întotdeauna cu drag, cu plăcere, nu pleca din biserică, dar ce am spus la început nu era faptul că lumea pleca, că în fond n-avea cine să plece din biserică. Asta era prezența la biserică pe vremea aceea. Mi-aduc aminte în anul când am venit eu aici, în 74 mi-am notat și o să găsească domnul Cosma Pistean, poate notițele de care vorbea, că sunt trecute pe cărți acolo. La 8 noiembrie de Sfinții Arhanghel aveam 6 persoane în biserică. Și acele 6 fiind eu, părintele Goagă, dascălul, paraclisierul și prescornița. Asta era prezența pe vremea aceea. Acum știți care sunteți de aici cum este și... Dar nu era primarul doamna Țățaru? După aceea, după aceea a venit ea. L-am prins pe domnul Caliciu, care a mai fost pe atunci. Și asta a zis, parcă era
de necrezut, nu știam de bun predicator și cum a fost el așa, și totuși așa o prezență slabă la biserică. Dar explicația parcă ne-o dau, așa câteodată când mă gândesc la astea, spunea domnul Costel Peciorul, neam de răzești pereștene și dintr-al lor nu-i scoți. Și asta ce înseamnă? Dacă mama, tata nu veneau, copiii nici atâta nu veneau la biserică, nu? Și era o prezență foarte slabă. Pe când acum, în anii care am slujit aici, am încăutat întotdeauna să schimb un pic mentalitatea, am încăutat întotdeauna să se apropii de biserică și exemple frumoase pentru toți cei care încă mai trăim astăzi au fost, cum a spus Părintele Goagă, eu care zic că mi-am făcut datoria și în același timp las urmașilor mei să-și facă datoria așa cum au cunoscut ei la cei doi, Părintele Goagă și la mine, să ducem mai departe credința, tradiția și toate cele bune și plăcute și pentru noi și pentru urmașii noștri. Și în acele vremuri, o paranteză scurtă, în acele vremuri, totuși, Părintele Leonte, dacă să-l pomenim, să-l pomenim până la capăt, a crescut pe lângă Părintele Goagă. Dânsul a fost născut în 1959 și în 1965, Eugen Pintea știe, colegul meu de generație, mai este, așa, da. Este, eram cu capra, tatăl lui ne-a cântat la capră pentru că le avea cu acordeonul și a fost lovitură din care i s-a tras moartea și el a rămas, deci, face socoteala din 1859 până în 1865, 1959 până în 1965, a rămas de mic, a fost crescut de bunici, bunicii locuiau lângă Părintele Goagă și el era nelipsit, Părintele Goagă l-a luat sub supravegherea lui și a crescut printre cărțile Părintelui Goagă. Deci cam acolo și-a avut sorgintea Părintele Leontin. De acolo a gustat... Ce biblioteca avea Părintele Goagă. Da. Și permanent când intra în casă la noi, era înconjurat de cărți, de ziare, de tot acolo. De n-avea un să stai, poate că... Eu nu știam de la început că dânsul a fost luat sub ofrotire. Am văzut că ați remarcat în carte că a donat o mie de volume, biblioteci de la Tescanul, și mă gândeam că dacă au dat o mie de volume acolo, cât avea el acasă, camerele pline cu cărți, și păcat că le-a luat apa toată. Și preocupări pentru istoria satelor unde a păstorit. Avea un registru mare, eu l-am văzut în 1970, un registru mare, unde își nota toate evenimentele mai importante din... Și s-au preocupat, când am făcut monografia Turuianului, am găsit notițe cu privire la istoria satului Turuianu, pe care le-am găsit și eu în documente, dar știți că să ai mai multe surse, dar inițial, la urmă, tot la însemnările dânsului am ajuns. Deosebit. Multilateral. Cuvioși părinți, dragi invitați, iubiți consăteni, anul acesta declarat an omagial este doar un punct de reper în comunitatea de cetățeni a satului Berești Zlău. A existat biserică și între Prisaca și Enăcheș, la locul numit Coasta Bereștului, a existat și la Gura Strâmbii, pe terenul numit Astemnic, și a existat și jos. Biserica a fost instituția care a unit de-a lungul timpului această comunitate de oameni care tot timpul a fost în preschimbare, unii cetățeni au plecat, alții au venit,
dar localitatea a dăruit în continuare. Faptul că această bisericuță, de fapt biserică, din propriu spus bisericuță, este o bijuterie apreciată de noi toți. Aceasta este și datorită faptului că în această biserică a slujit preoți cu dăruire pentru meseria de preot, cu sacrificiu, care a fost totdeauna, au fost în fruntea cetățenilor. Cât privește de domnul Cosma, îl cunosc de când era elev de școală. A fost elev de școală. A terminat o clasă aici, la Berești. Promoția 100 a școlii, mă iertați, intervin, am boala asta, nu scap de ea. Promoția 100, din 1965. Elevi, a îmbrățișat cariera militară, dar și aici a fost un ofițer de frunte, nu de ala la stânga, împrejur, adăcut, aviația e damnică. A fost inginer, topograf, geodezist, atunci când a ieșit la pensie și a dus aminte că a plecat din Berești-Tazlău, satul iubit, pe care nu l-a părăsit niciodată cu sufletul, ci numai cu corpul, a început să se ocupe de istorie, de istoria localității, de oamenii care au trăit aici, din neamurile care au trăit aici. Foarte frumos că s-a ocupat și de preocupările preoților care au slujit aici și a luat inițiativa să fie săpați în marmură la intrarea în biserică. Pe viitor, cred că câteva cuvinte despre carte ce-ar putea spune. Este scrisă frumos, poate fi citită cu mare plăcere, fără perle lingvistice, poate fi citită din marea masă a credincioșilor și această carte și celelalte a domnului Cosma trebuie să fie cărțile de căpătâi a fiecărui cetățean din satul nostru. Trebuie să se găsească în bibliotecile școlare și să fie citite cu plăcere de către elevi și să fie îndrumați chiar de a citi. La un moment dat ne-a vorbit și despre unii cârcotași. Ce să faci? Când faci ceva frumos, și cărcotașii apar și ei ca ciupercele după ploaie și găsesc fel de motive. Dacă ar citi cărțile cu mare atenție, să vedeți că nu au dreptate chiar dumneavoastră. Vă mulțumesc! Un lucru foarte important al acestei monografii este că s-a dat cezarului ce al cezarului și anume familia acesteia Moțet i s-a dedicat un capitol în această carte pentru că poate prea ușor s-a trecut în istorie peste rolul acestei familii începând din la 1875 când a fost construit turnul Clopotniță de către Anton Moțet. Așa, apoi icoanele pe care le-am descoperit în arhiva bisericii noastre, de asemenea donate de Costache Moțet, toate vorbesc despre dărnicia, despre faptul că familia Moțet a fost o familie ctitor, practic, aici, în Berești. Ei au fost cei care au îngrijit de viața spirituală sau au fost alături de slujitorii bisericii, așa, susținând demersul liturgic și spiritual al preoților. O avem astăzi în mijlocul nostru și pe doamna Mariana Moțet. Așa, dacă
poate să spună și dânsa câteva cuvinte, vă rugăm. Nu s-a mai spus care emoții, așa, în măsura în care rămâneți. Despre carte, numai de bine. Dar eu vreau să îi fac un elogiu părintelui Goacă, care m-a botezat, care, fără să știu, în 78, nu știu cine l-a anunțat că tata s-a pierdut și a venit la Bacău cu Costel, băiatul lui, și la cimitirul central erau mai mulți preoți care slujeau, iar el, ceilalți au cedat ca el să conducă slujba. Și colegii mei mi-au spus, cine este acest preot cu o voce extraordinară? Zic, e preotul din satul meu. Da. Vă spun că de obicei preoții, dacă e paroc sau așa, dar toți au cedat și părintele, așa. Plus că mergeam la școală și cu aritmetica nu prea le aveam. Și cum părintele avea casa gard în gard cu școala, mă duceam dimineața. Părinte, nu pot să fac problema asta. Imediat, părintele într-o clipă îmi făcea probleme. Și despre doamna Despina Condreț, căsătorită cu un fiu de-al părintelui Goagă, care mi-a fost învățătoare. Era o doamnă extraordinară și eu lipseam în anumite zile sâmbăta. Și o întreba pe mama, de ce a lipsit Mariana? Erau moșii. Și eu trebuia să stau acasă, să primesc toate ulcicuțele din jurul meu, ca să mă bucur. Până când eu și sora mea, mama zicea, hai, terminați cu pomenile. Da. Așa că... Și acum urmașul părintelui, părintele Popa Dragoș, băiatul dumnealui, părintele Leonte a fost preot la Biserica Sfântul Neculai, unde am stat alături. Totdeauna îmi spunea că dacă avea vreo bucurie, dacă ceva, a fost o dată în Spania cu fica, cu soția, așa parcă foarte, foarte tare l-am iubit și pe el. Da. Ne mulțumim frumos pentru aceste gânduri, așa. Am mai rugat pe domnul Ciobanu și vă rugăm și ceilalți care sunteți aici prezenți, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă rugăm să o faceți. O puternică emoție, o a doua emoție puternică o am în aceste clipe în fața dumneavoastră. O primă emoție puternică am avut atunci când am asistat la festivitatea de deschidere a Muzeului Așezământului de Cultură de la Tescan. Eu, pentru cei care nu mă cunosc, sunt deloc din Tescan. Și am trăit atunci o emoție deosebit puternică pe care o trăiesc și acum. Deci asist, am prilejul acesta de a asista la niște momente care sunt unice, cred că și pentru mine și pentru dumneavoastră. Este o mare bucurie să privesc tipurile dumneavoastră, să stau în fața dumneavoastră pentru a vă admira cuvintele pe care mi le spuneți. Sigur că de atâta timp de când am venit eu în Berești Slău, am avut prilejul să iau contactul cu diferite personalități. Pe domnul Cosma l-am cunoscut în urmă cu 4-5 ani, cam așa. Pe preotul Goagă îl cunosc din anul 1974, când am venit în învățământ la Turleanu și avea un respect deosebit. Eu am intrat în contact cu dânsul prin nora dânsului, doamna Doina Goagă, fiind
profesor Lactul Luianu, avea un respect deosebit față de învățători și profesori și de foarte multe ori, cu vocea sa inconfundabilă, el ne saluta primul și zicea cu respect această vorbă, pe care nu pot să uit lucrul acesta când un preot, și eu rămâneam un tânăr de 23 de ani, rămâneam așa, să vă spun, gură cască când vedeam un preot la o asemenea vârstă că se poate adresa mie și celorlalți cu asemenea cuvinte. Deci sunt niște momente deosebite. Eu nu pot să fac să fiu un... să apreciez cartea domnului Cosma, dar multe, multe cuvinte nu pot. Sunt atâtea personalități care pot să vorbească. Eu n-am acest dar fermecător de a vă atrage de partea mea, poate la alții l-au mai elevat așa, dar pentru mine rămâne așa întipărit în mintea mea faptul că biserica a fost întotdeauna un mijloc de atragere, de uniune a oamenilor. Întotdeauna a ascultat păsurile oamenilor, întotdeauna a venit cu niște sfaturi pentru ei, indiferent de ce preot am avut în această localitate. Sigur că de preotul Popa Dragoș mă leagă mai mult, fiindcă l-am cunoscut mai mult timp, așa, am fost un credincios al lui. Uneori, în tinerețe, mai puțin, acum spre bătrânețe, mai mult. Ne cunoaște mai bine. Da. Așa. Poftim? Când ne-am mai văzut. Biserica a căutat întotdeauna să facă, în special pe cei tineri, să iubească locurile natale. Nu aș vrea să închei ceea ce vorbesc eu acum, decât cu o convorbire pe care am avut-o cu un consătean de-al meu din Tescan. Bineînțeles, ne-am întâlnit, am vorbit diferite lucruri, l-am întrebat ce mai face și el spune, păi, am sosit de 3-4 zile dintr-o țară străină. Nu spun, pentru că dacă spun țara, vă duce gândul la cine mă refer. Unii. Printre alte, s-a simțit bucuros acolo, zic, și copiii, păi copiii sunt și ei în concediu, înseamnă că vin aici, în țară. Ei, cum să vină în concediu în țară? S-au dus în Spania. Deci, observ pe undeva că unii oameni încearcă să uite locurile natale unde s-au născut, încearcă pe aceste locuri, parcă nu îi mai atrag, cu toate că România este o țară deosebit de frumoasă. Și cred că pe undeva și nouă cadrelor didactice și celor care sunt în slujitori ai bisericii, mai mult ar trebui să-i facem să iubească locurile astea natale. Să nu ne uite. Că vedeți dumneavoastră că intervine uitarea. Și nu știu dacă peste 20, 30, 40 de ani vom mai avea un domn Cosma care să scoată de undeva aceste amintiri. Înțelegeți? Lucrul acesta dă de gândit. N-aș vrea să planeze asupra discuției noastre un moment de acesta dureros, dar pe mine mă doare sufletul că uneori nu iubim locurile natale în care ne-am născut. Poate unii aud în ultimul timp că a murit și acolo. La ce să caut în țară, să-l mai aducă în țară? Ei, lucrul acesta, biserica, și încă vorbea la un moment dat Părintele Dragoș de momentul din 1974, când la biserică erau puțini oameni. Ei, eu între timp, frecventând mai des biserica, observ un foarte mare număr de oameni veniți la biserică care se roagă pentru binele lor, pentru sănătatea lor. Și aș vrea să fie lucrul acesta, să nu venim la biserică de frică că poate pățim ceva, ci din dragoste față de Dumnezeu. Vă mulțumesc de suflet că ați binevoit să mă ascultați. Să mă dau un pic mai în față.
că e cam dificilă postura aceasta de a discuta după ce au spus cei de dinaintea mea. Onorate gazde, invitați, în postura mea de director al școlii și de profesor de istorie, aș vrea și eu să spun câteva vorbe despre monografie și să răspund cu o invitație domnului Cosma în continuare. Monografia aceasta reprezintă cu siguranță un eveniment pentru domnul Cosma, pentru comunitatea din Berești-Azlău și evident pentru biserica aflată în anul de sărbătoare. Avem două secole de când este atestată documentar și lucrul acesta probabil are cu atât mai mare însemnătate cu cât domnul Cosma a hotărât să așternă pe hârtie câteva vorbe despre istoricul acestei biserici și astfel această carte să devină pe parcurs un document. Este o prezentare a Văii Tazlăului de pe Neolitic până prin Evul Mediu, a satului Berești-Azlău cu diversele așezări pe care le-a avut și evident a bisericii despre care vorbim astăzi, la momentul de sărbătoare. Este o prezentare care, spunea și domnul notarul, e spumoasă, să spunem, o citești cu plăcere și în câteva ore, cu siguranță, treci prin toată istoria locului, prin tot ceea ce înseamnă valorii ale satului bereștean și personalitățile zonei și parcă te, așa, ți se aprind în interior câteva trăiri, trăiri care să te ducă din postura de profesor de istorie către o idee, aceea de a aduce către copii aceste informații, către comunitate. Și chiar dacă domnul Cosma a făcut invitația mai devreme, eu mă gândeam la ceva în sensul acesta ca de la începutul anului școlar 2019 să venim dumnealui alte persoane care s-au ocupat și care au informații în acest sens cu prelegeri către copii și să prezentăm aceste informații care, evident, îmbinate cu tehnologie, cu imagini, cu tot ceea ce înseamnă, să zicem, tehnologia de astăzi, PowerPoint-uri sau lucruri de genul acesta care să atragă, dar care în același timp să ofere copiilor informații despre valorile satului bereștean, pentru că, așa cum spunea și Arhiepiscopul Românului și Bacăului și așa cum știm și noi, dacă ne respectăm valorile trecutului, dacă ne respectăm tot ceea ce a însemnat tradiții, cu siguranță avem un viitor asigurat. Dacă nu o facem, avem toate șansele să dispărem așa undeva între națiile Europei și nu cred că asta ne dorim. În acest sens, lucrarea, din punctul meu de vedere, este un document pe care, cu siguranță, cei care se vor ocupa cu cercetarea îl vor lua în calcul. Pentru mine a fost o lucrare care mi-a oferit informații pe care nu le știam. Să zicem, vremurile de astăzi nu ți oferă atâta posibilitate să te apleci către studiu. Mi-aduc aminte și eu de arhive, dar din păcate arhivele le-am uitat în ultimul timp. Am făcut istorie, am mers la arhive, partea administrativă a primat în ultimul timp și partea de cercetare mai puțin. Aducea domnul Danilă aminte despre istorie și despre Universitatea Valahia și eu am terminat acolo, am terminat un doctorat, dar din momentul acela, din păcate, cercetarea mai puțin. Avem pe domnul Cosma lângă noi, am colaborat încă din 2008 la prima monografie a satului și acum, după ani de zile, după un deceniu și sperăm să colaborăm și mai bine, mai ales că aici în față avem o echipă care pentru școală reprezintă cu siguranță un ajutor deosebit. Echipă, mă refer aici la domnul primar, mă refer aici la părintele Daniel, care, spunea domnul primar, a organizat anul acesta și menționez a organizat, pentru că el a fost capul răutăților cu chinemele de rigoare, o școală de vară foarte apreciată de copii.
Și mă refer la tot ceea ce înseamnă comunitate locală, pentru că dacă comunitatea locală lucrează, rezultatele se văd pe parcurs. Mulțumesc pentru faptul că aveți posibilitatea, noi avem noi posibilitatea, cei din Berești-Azău, să aflăm lucruri frumoase despre sate sau instituții ale școlii și ca o promisiune, că n-am făcut noi în 2015 un lucru, îl facem în perioada următoare cu acordul și cu dorința dumneavoastră, și anume o mediatizare mai importantă, să zicem, în rândul elevilor, a tot ceea ce înseamnă informație a locurilor în care s-au născut ei. Eu nu m-am născut, am venit, dar cu timpul am apreciat zona și uite că n-am mai plecat. Speșele de ce? Acum nu sunt atât de mari, dar cu timpul ele se dezvoltă, să spunem. Încă o dată avem dorința aceasta de colaborare din partea școlii și cu siguranță de luna viitoare vă așteptăm în rândul nostru pentru a ne împărtăși din aceste informații. Părintele este deja un obișnuit al școlii Berești-Azău, la fel și părintele Dragoș, care a fost colaboratorul nostru până a hotărât să-i lase misiunea fiului. Părintele Bogdan, nu mai vorbesc, întotdeauna am colaborat de când eram în niște posturi diferite, acum suntem așa, ca și colegi, altădată eram în postura de, să zic, de profesor și elev, să mă dau și eu mai în vârstă, că așa toată lumea mă vedea. Iar colegii care sunt aici în sală, cadre didactice, cu siguranță vor susține această idee de apropiere către informațiile pe care domnul Cosman le oferă în cărțile pe care le-a publicat, în monografiile pe care le-a publicat. Mulțumesc! Să vă audă Dumnezeu! Dacă îmi permiteți, e foarte simplu, e foarte bine că sunteți atât de deschis față de ceea ce se întâmplă în raza comunei. E foarte simplu ce aveți de făcut. Un opțional. Deci în anul școlar, poate nu neapărat ăsta care urmează, cel care vine. Deci un opțional în școlile din comună, având aceste suporturi. Sunt puține comune care au la îndemână astfel de mărturi. Asta spuneam mai devreme, că având posibilitatea de a preda un opțional, pe de o parte, pe de altă parte, având posibilitatea de a preda pe lângă istorie și cultură civică, e foarte ușor pentru mine, dar nu numai pentru mine, ci și pentru cei care, mă gândesc că e mult mai atractiv, pentru cei care, să zicem, se leagă de instituții sau cei care au cercetat. Pentru că mărturia sau cuvântul spus de cercetător parcă uneori prinde mai bine decât ce spune profesorul. Îmbinat, poate și, cred eu, ceva pozitiv. Și am spus, luna septembrie este prima lună în care facem o invitație domnului Cosma și părintelui pentru a duce monografia și în cărți. După care, în 2020, așa, la 155 de ani, ne aplecăm și către monografia școlii, dacă domnul Cosma dorește. E un mare minus pentru mine. Eu nu m-am așteptat așa la o astfel de lucrare care să pună în evidență o activitate a unei instituții care dă lumină sau a dat lumină tocmai din 1865 satului Berești-Azlău, să nu fie luată în seamă la timpul potrivit, având în vedere tocmai această identitate a satului, identitatea școlii. Pentru că, indiferent de structura în care funcționează școala din 1912, în 2015 se putea individualiza tocmai cu scopul ăsta, de a pune în evidență identitatea școlii. Pentru că fiecare școală, indiferent de structură, are identitatea ei. Una a fost înființată în 1865, că a fost comun atunci, Turluianu în 1920, Prisaca în 1921, mergem la Românești în 1990 și... Așa. Deci fiecare școală, eu așa o gândesc. Acum, știu eu, cei cu structură nouă, care au aterizat în învățământ, în structura nouă, poate că cred că structura asta e veșnică. Ea se va schimba, sunt sigur. Dar dumneavoastră știți că biserica unește și... Biserica, uitați, biserica, slavă Domnului,
Eu m-am așteptat, pentru că îl cunoșteam pe părintele Daniel mai de mult. Dar, să știți, o colaborare cum am avut cu părintele Daniel, am rezonat de așa manieră încât parcă ne citeam gândurile și seara, telefoane, unul altuia, mă gândeam să-i dau un apucam eu, îmi dădea dânsul și invers. Deci, nu se poate fără colaborare, orice. De exemplu, dacă mă puc acum cu domnul primar, visează, eu zic, la o monografie a comunei. Fără o colaborare cu o doamnă Țățaru de la Pisaca, nu se poate face. Dar pentru asta trebuie implicare și trebuie timp și trebuie așa, pentru că oricât ai încerca ca și cercetător, nu intri în miezul problemelor unui stat dacă nu ești de acolo. Pentru că sunt multe chestiuni care zac acolo și trebuie un anumit timp ca să scoți la iveală. Bine că și în arhivă găsești, dar multe lucruri nu le găsești și atunci trebuie să le înnoți și cu informații de la cei mai în vârstă de acolo. Ne vorbeam de istoria bisericii, că Bereștiul se mândrește și cu biserica de la Prisaca, care este tot monument istoric din 1883 și face parte din categoria bisericilor călătoare. Deci tot un unicat, să spunem așa, de biserică. Ei, uitați, pentru biserica din Prisaca, doamna Țățaru știe, există trei variante scrise cu privire la originea, de unde a fost adusă biserica. Dacă vorbești cu sătenii și doamna Țățaru și domnul Țățaru înainte, împărtășea ideea pe care o știu din gura satului, că biserica e adusă de la Berzunț. În pe pagina protoieriei, protopropriatului Moinești, biserica figurează adusă de la Răchitiș Strugari. Ori dacă mergem la episcopie și citim acel memorial al protopopului Teodor Atanasiu, care a fost la sfințirea bisericii. Deci, în memoriu acela din 1899, el spune că subie și predicat că a fost a sfințit biserica din Prisaca. Și el susține că biserica a fost adusă de la Racila, comuna Gârleni. Din satul Racila, care nu mai este, a fost Gârlenii de sus. Da, da, așa. Și, da, știu, de la monografia Gârlenului. Și atunci eu pe cine să cred? Dați-mi voie să-l cred pe protoiereu care a fost la sfințire. Culmea, discut cu profesorul de geografie Lucian Șerban. Profesor, doctor, profesor de geografie la Vrânceanu. Domnul profesor, dumneavoastră în atlasul de geografie, atlasul geografic, scrieți că biserica e adusă de la Racela. Băi, nu știu eu acum, dar am citit un document și când discut cu dânsul spune... îi spun ce știu eu, zice, documentul bisericii e al în calcul. Înseamnă că eu am informația dintr-un document al bisericii. Deci, vă dați seama, cercetătorul geograf a ierarhizat sursele și a luat de bază informația, bine, nu-și mai aduce aminte că din periodic, dar eu sunt sigur că a studiat periodicul. Deci, vedeți, bine, acum la Prisaca e un preot mai tânăr, a trebuit să facă și dânsul monografie acolo, am părtășit ideea, luând din arhiva protopopiatului ce a avut acolo, Răchitiș. Dar nici vorbă să fie adusă de la Răchitiș. Poate că Berzunțul îl credeam și eu, dar până am citit documentul, când am citit documentul, s-a terminat și Berzunțul. V-am dat exemplu acesta de date peste care a trecut timpul și care se acoperă cu neuitare și după aia bâșbâim și sigur că nu e important, că așa mi-a zis cineva, dar ce e important de unde a adus-o? Important e că anul corespunde. Dar dacă zici, dacă știi că e biserică călătoare, este obligatoriu, nu, doamna profesor, să pui în evidență și de unde e venit. De unde e venită. Ori avem informația, numai ea trebuie căutată. Și mai trebuie un om care să o caute. Mă laud acum. A fost dus de la Berzuț, la Racele și la Racele. Mă laud. În transferul lui. Dar da, spuneți. Am dorit să spun și eu câteva cuvinte. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru această carte. O consider ca pe un cadou pentru mama soției mele, că sunt... Deci este ginele lui doamna Moțe, domnul pentru Coman. Pentru întârjirea cu care a încercat să-și păstreze rădăcinile în acest loc,
începând, făcând un act peste timp, începând de la dramele pe care le-a suferit în copilărie, odată cu venirea comuniștilor și cu alungarea părinților din Berești-Azlău și terminând cu cei 80 de ani pe care i-am plinit anul ăsta, totul în curânță ca un cadou pe care l-ați făcut. Și ca să fac o glumă, și mie mi-ați făcut un cadou, pentru că apar și o carte prin numele de familie, care este trecut fiului meu, Ivan Cristian, în arborele genealogice. Cât de cât. Da, mulțumesc. Multă plăcere. Dacă mai avem și alte persoane care vreau să remarc, și de aia stau și jos, să remarc că, într-adevăr, o atmosferă ca pe care, pe cea pe care am trăit-o în seara asta, n-am trăit-o cu toții, zic, de foarte mult timp, și că esența acestei întâlniri, de fapt, este atmosfera pe care o simțim și pe care sper să o reținem în inimile noastre și în gândurile noastre mult timp. Pentru că degeaba facem planul de bătaie și ne luăm angajamente că ne vom întâlni cu elevii, ne vom întâlni în ore suplimentare, în parcuri, în discoteci, ca să vorbim de istorie, dacă nu continuăm să ne apropiem pe copii și să-i facem așa cum Părintele Goagă, cel care practic parcă planează în încăperea asta, pentru că fiecare dintre dumneavoastră și dintre noi îi simțim prezența și am onorat activitatea. Așa cum Părintele Goagă o făcea în anii lui de om adevărat, primul rând de om adevărat, apoi de om al bisericii și de consătean cu dumneavoastră o parte, pentru că nici el nu era de aici, nu era din zonă. Răcăuți lângă Unești. Deci dacă Părintele Goagă a reușit să se impună și să impună acest respect, nu a făcut-o cu îndârjirea celui care vrea să impună un program anume. În mintea mea funcționează de foarte mult timp ceea ce le spuneam și elevilor când eram la catedră. Nu e important să înveți să-mi spui teorema lui Pitagora pe de rost, apropo că nu știați prea multă matematică. Important este să știi să devii om. Pentru că de bine de rău calculatoarele au apărut, 2 și cu 2 fac 22, după unii. Deci este foarte important ca ceea ce transmitem noi copiilor noștri și următorilor în generațiile care vin, să facă ceea ce fac, să o facă cu plăcere. Domnul Cosma face cu foarte multă pasiune acest lucru. Domnii învățători fac cu pasiune treaba lor la catedră, deci fiecare, dacă face cu pasiune ceea ce acolo unde îi e hrăzit să lucreze, lucrurile ies bine. Dacă le facem numai formal și numai de dragul că, vezi, Doamne, că am auzit eu la întâlnirea aia de acolo și uite că mâine trebuie să mă duc să discut cu copiii. Discutăm firesc, discutăm cu pasiune, discutăm atunci când e cazul. Pentru că degeaba îi fac eu o oră specială de istorie când el e cu gândul la parașut. Momentul trebuie pescuit. Adică pescuit exact ca pescarul ăla care îi dă învățăcelului nu peștele, ci undiță. Mă bucur enorm de mult că am putut să particip la astfel de seară și, într-adevăr, într-un astfel de cadru. Astfel de cadre ar trebui create cam peste tot, cu inima largă, cu inima deschisă, cu bunătate, și atunci vom vedea că, de fapt, ce urmează după noi, urmează ceva frumos. Dacă ne înțepăm, ne urmărim, ne supărăm pentru orice, nu facem nimic. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru mai ales domnilor care au avut plăcerea și ne-au vizitat și nădăjduiesc că și în următoarele întâlniri să ne bucurăm împreună de clipe frumoase și de sinceritate maximă. Nu aș vrea să închei înainte, dar vă întreba încă o dată, dacă mai doriți să mai luați cuvântul, poftiți. Părintele.
Părintele Bogdan. Da, tânăra generație. Care va urma o tabără iarăși bine pusă la punct. Am început cu slujitorii, de până cu slujitor. E fiul satului Berești Adlău. Da. Vine, iată că acum la final să spun un cuvânt de apreciere data aceasta, pentru că nu cunoșteam prea multe până la apariția acestor trei monografii legate de satul Berești Adlău și de comunitatea Berești Adlău. Să știți că mi-am pus întrebări. Știam că Părintele Dragoș îi pomenea la Sfânta Liturghie pe preoți și slujitori înaintași și am întrebat unde sunt, ce-s cu ei, ce s-a întâmplat, unde sunt înmormântați, trebuie să existe un loc, un semn, unde să ei să fie. Întuneric, vorba autorului, vorba domnului Cosma, nu cunoșteam. Iată că prin apariția acestei monografii, la 200 de ani de la atestarea documentară a acestei biserici, se face lumină și la întrebarea aceasta, sau una dintre întrebările pe care le-am avut în minte, asta mi se dă răspuns. Acum am aflat, de exemplu, despre preoții Dospinescu, despre preoții Ștefu, pe care Părintele îi pomenea la Sfânta Liturghie și nu mă întrebam permanent unde or fi înmormântați. Și iată că mă bucur pentru că am fost și sunt părtaș la un astfel de eveniment. Îi mulțumesc din suflet domnului Ioan Cosma pentru această apariție, care pentru noi, fii ai satului, este o bucurie. De asemenea, trebuie să aducem mulțumire deosebită părintelui paroh, părintelui Daniel Popa, pentru că a reușit împreună cu domnul Ioan Cosma, împreună cu domnul primar, apoi să creeze o astfel de seară culturală și totodată, dacă s-a vorbit despre părintele Ioan Goagă, datoria mea de fiu al satului și de preot mai tânăr, datoria ar fi să vorbesc despre, și de un pic să vorbim despre părintele Dragoș Popa, cel care a păstorit din calitate de paroh atâția și atâția ani, aproape jumătate de secol, o personalitate impunătoare, o personalitate care a marcat această parohie, această comunitate, un părinte pe lângă care eu m-am format, care mi-a dat recomandare pentru a merge la seminar, și trebuie obligatoriu, spun eu, amintit lucrul acesta și îmi revine mie această sarcină de a aminti pe părintele. Totodată, bineînțeles, știți dumneavoastră că Catedrala Taslăului, Văii Taslăului, este ctitorie a Sfinției sale, chiar dacă vă spun eu în dar, dar este ctitoria al cuiva, este ctitoria sa. Prin munca, prin răbdarea sa, prin toate celelalte, este această catedrală a reușit să se înalce mai la vale de aici, cam prin zona unde părintele Ioan Goagă a fost găsit, din ceea ce am auzit, bineînțeles, de la înaintașii mei. Încă o dată vă felicităm, domnule Ioan Cosma, pentru această monografie. Mă bucur din suflet și vă mulțumesc din suflet pentru această monografie și pentru aceste informații pe care le-am găsit acolo. De asemenea, mulțumesc încă o dată și trebuie cu toții să mulțumim și părintelui Daniel pentru că a creat o astfel de seară deosebită și excepțională. Totodată să mulțumim și să-i mulțumesc și domnului primar pentru că a susținut apariția acestei monografii deosebit de importantă pentru fiii satului Berești Adlău. Mulțumim! Nu ne rămâne decât să vă mulțumim și dumneavoastră, pe lângă mulțumirile care au fost aduse, să vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această seară de suflet. Am dorit să fie de suflet, să fie un moment în care să începem activitățile acestea legate de cei 200 de ani ai Bisericii Monument Istoric. Vor continua, așa cum am spus,
duminică cu resfințirea, începând cu ora 8:30, va fi evenimentul aici, apoi se va continua slujba arhierească la Biserica din Val. Mulțumim încă o dată autorului, domnul Ioan Cosma, mulțumim invitațiilor de seamă pe care am avut în seara aceasta, domnului profesor Ioan Danilă și domnul Cornel Galben, domnului de la deșteptare, vă mulțumim și dumneavoastră, domnului Dorne, tuturor celor care ați făcut frumoasă seara aceasta, vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze și... Părinte, să facem o fotografie pe da, asta vreau să vă spun. Da. Am vrea să încheiem cu o rugăciune. După aceea vă invităm să facem o fotografie împreună și mai zăbăviți la un pahar de suc în pridvoar. Deci, haideți să chemăm. Mulțumim frumos, părinte. Mulțumim, mulțumim. Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim, 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 mulțumim,